Bună seara, bine v-am găsit într-un episod nou de podcast, la fileu, așa cum se numește acest podcast, pentru că eu nu prea folosesc, când zic, zic podcast și atât, dar acest podcast se numește la fileu, suntem în sezonul cu numărul 4 și în această seară, înainte să prezint invitații, deși să văd în titlu așa, și în thumbnail, vreau să prezint partenerii noștri Rockstar Energy Drink, care sunt alături de noi în fiecare seară, cel puțin din acest sezon, pentru a ne oferi uh, doza de energie și de voie bună și de. Uh, nu știu, pentru a putea povesti și a ne putea simți bine. Vă mulțumesc foarte frumos că sunteți alături de noi, nu numai în acest podcast. Și nu numai în acest uh, sezon de podcast. Uh, în această seară i-am invitat pe. Am Avem mai multe microfoane, avem mai multe camere, am schimbat un pic și lumina pentru că avem doi invitați, nu avem unul, Matei Dima, aka Bromania, și Ionuț Rusu, aka Ionuț Rusu, doi dintre actorii filmului Team Building, o să vorbim despre film, bineînțeles că de asta au venit aici, o să vorbim despre a, prietenia mea cu Bro, de când ni cunoaștim, ne cunoaștem, cum ne-am cunoscut și să a, depanăm niște amintiri despre Ionuț Rusu, cum a început, cum a ajuns aici, ce are de gând să facă, de ce e anxios, de ce e emotiv și așa mai departe. Și bineînțeles o să vorbim despre film, despre team building și despre industria filmului din România. Să dăm drumul, zic. Să nu schimbați, pentru că e foarte interesant acest podcast. Cântăreții mereu au amintiri mai tare decât comedianții, știi, comedianții. N-au amintiri comedianții? Nici nu prea fut așa. Adică, na, la cântăreți, la comedianți O, că nici cântăreții nu mai fac Ai, că, na Nu, a, mai, fel, nu div. Comedianții nu. le iau pe alea, resturile de la cântăreți Mereu după ce pleacă cântăreți și așa nu. Iau ăia, premium nu, nu, și comedianții nu. iau Asta așa Asta s-a întâmplat pe vremuri Acum mi se pare că comedianții au mai mult succes mm -mm. Doar că, ca Atmosferă, da, după aia tot cu frumusei Și cu ne pleacă fetele Și cu mu muzica Mereu a fost peste comedie, acum, serios Că nu, A, da. Nu, că mi se pare că... De, nu. nu, eu nu sunt de acord. Tu ești de acord, mă? Bă, noi am început și nu vrei să spui. <laughs> da? Pe pe tu ești șeful. La asta. Da. Nu, n ai zis nimeni acțiune. Noi suntem da. stem... noi, venim vei. de pe platouri, trebuie nu. acțiune. Da. da Care simt. era întrebarea, prima întrebare? Că, gen, comedianții sunt peste... Uh, cântăreți ar, artiștii, sunt speci... peste comedianți la succes la fete. Uh, fa... A, nu în cazul tău, nu, nu în cazul lui Bro. Adică el da, e o excepție, nu, da, nu, dar... Nu, 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 <laughs> nu, 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 nu. Bă, ce except. au comedianții, e treaba aia că, știi, fetele zic... Era și o memă la un moment dacă că, bă, e periculos să stai cu unul în care te face să râzi, că hi hi ha ha, ha ne-am dezbrăcat, știi, adică ce <laughs> okay. știi ce zic? Deci e clar asta, noi nu, noi trebuie să mizăm mult pe glume, trebuie să fim, pf, trebuie să fim haioși, de muncă, maxim, da. pentru că majoritatea fetelor eu așa am auzit asta de multe ori despre dar ce a văzut mai aia la, nu știu ce, și le, le ziceau, bă, e foarte dacă, glumeț. te fa da, dacă te faci să râzi, să știi că e mare, mare, Da, dar de obicei comedianți în viața de zi cu zi nu prea au haz. Așa e, da, da. Păi nu, că doar da buni. Noi, noi <laughs> și ce zic, noi nu. buni rău n-au pentru că vine într-o depresie adâncă. Dar mă, știu, e. adică sunt foarte puțini care în viața reală au haz. Păi dacă și se prind fetele, aia e problema. Adică se prind după 3-4 <laughs> zile. Am mai da, <laughs> să înțelegem. Mai, am și momentele mele. Am auzit foarte des. Bă, dar ești mai fani pe net decât în realitate. Și eu de multe ori la început eram supărat, dar după aia mi-am dat seama că e un compliment. E zis, tu ce vrea să fac? S -s, da, tu ce crezi? Vin pe aici cu peruca în cap <gătări> să zic hi, 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 hi. Da, ce vrei da, da. să zic? Da, mă, că oamenii au, nu știi că ei impresia cum te văd pe net, că așa ești în viața reală. Da. da. Da, da, de acord. Dar dacă e la succes, nu cred că poți să compari chiar și așa, pentru că un artist se urcă în primul rând mereu pe o scenă mai înaltă. Ei, mereu, mai ales în unde e comedia acum. Vezi că am văzut niște sări la comedii din nu, bă, intră artiști. S -s puțini artiști care -i. Ce să acolo Unde? La sala palatului Sala palatului Aia la Cluj Acolo aia oh, la mare -a așa? BT Arena da. Ce BT Arena Da s-a făcut show aici? acolo da. Asta zic Adică la ce nivel E comedia acum Eu zic Atenție că e... Eu cred că e bombă comedia Și la nivelul la care este Păi da E amazing acum Dar Vizual Când un artist De obicei da, știu, Lasă momentul în sine, da? Momentul Și stai și te uiți așa E are alt impact Decât când e acolo Și a venit să te facă să râzi are altă... Da. Are, încă există asta. Nu cred că ar trebui să existe, atenție. Dar pe încă ce? există. Superficialitatea sau ce? Asta că, bă, a venit de la să mă facă să rând. Nu, e o artă pe care băieții ăștia o fac și fetele. A, bufonul. Exact. E arta de, de a fi să rând. Și artiștii sunt fix același lucru. Că eu tuturor le zic. Da ce tați vă între voi, m-a spus pe, pe mine. nu, <laughs> <laughs> mine. artist versus comedian. Eu, eu tuturor le zic. Pentru mine -s -s, e mai greu. Ba, pentru mine da, e nu, mai nu, greu. Nu, nu, e greu, dar rolul e același. Artistul trebuie să vină acolo să distrezi oamenii. Dar să-i facă să simtă bine. Că nu te duci să-i fac. Adică. Nu? Da, Ei, și, și ok, tratam. poate nu să râdă. Dar să dea o stare să țipi, că de scoți energia negativă că atunci când țipi, când cânți pe piese, că despre asta e vorba. E, nu ar și noi, suntem niște bufoni. Oarecum, dar nu te tratează după, la comedie, te mai și tratează după, într-un fel, știi? asta? e, amuzant, Pentru că ei te consideră mai tangibil decât consideri un artist muzical, da, decât a, okay. știi? Adică pentru că pe tu com... ai spus niște chestii în care te regăsești. Bă, ai putut stai în trafic și eu am putut o vino ca fratele meu sunt Fă mă să... Bă, 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 știi? A. Versus artistul a cântat a plecat. E mai greu să Da, rătinci. e mai intangible așa, da. Și asta e, asta e pentru că și vedeta s-a schimbat. Vedeta pe vremuri era mult mai intangibilă. Ah, clar. Păi o nu vedeai pe... nu, vedeai. nu știai unde e. Acuma... când o vedea era Dumnezeu, da, da. o veni Dumnezeu. Acum apostăm unde am mâncat. La B4 a fost da. pe la mol ca și da. mine. Adică când, da, când îl văd, ce vrei, ce vrei tu, ce mare chestie. Da, o devalorizat. Da, asta. da, clar. N-ai cum ai spus tu înainte, bun, vedeai filmul, vedeai emisiunea. Doar acolo, auzeai, da. Acum te întâlnești la coadă la lapte. Da, l-ai văzut, știi Și internetul, cum ai spus și, te, e, sunt și vetele sunt și împinse să facă asta Sunt împinse păi da, să Da, cumva, pe, pentru că internetul Înainte aveai așa, aveai radio Reviste TV? Sau televiziune, cam aia era puntea Între artist și fanbase da. Acum, și cumva acolo ajungeai foarte greu Prin combinații prin Trebuia să se mărăg, să faci Acum fiecare are bună ziua ce mm -hmm. Nu-ți de filmul ăsta nu-ți mulțumi de piesa asta, știi? Și acum gata, e Și cel mai funny a fost că perioada aia când am bubui noi pe internet, după care toți din televiziune și așa și a Încă sunt. Da, încă sunt. Băia de care încă sunt poate, dar foarte mulți au dat seama că trebuie să migreze și au venit toți. Ușor, ușor au venit toți, Dar zi, hai să le zicem la oameni cum ne-am cunoscut noi. Te rog. În Los Angeles. Ah, ce vremuri. Mm. Mai da, ții minte, bă, John. Băi, <laughs> când vedeai pozele cu noi din Ziotac. LA? <laughs> da. da. Da, mă, în LA în 2012 sau 13. Nu erai romani, nu erai, era un Matei. Era un simplu Matei pe atunci, un simplu de mate. ce? Oamne, pe un Matei, Matei de rând. Eram vai de capul meu atunci, glumesc, eram nu. mai fericit. Eram mai fericit, dar eram, dar da, da, nu, eram rupt în fund. Nu părei de ce? Ce aveam? Nu știu, nu... nu. nu. Păi pentru că eram fericit, de-aia nu părea. Ah, înțelegi okay. diferența? Că na, mă mulțumeam că puțin. Am într-una, ping pong, la casă, acolo. Da, avea da. părul ăla, aveai părul din... Nu, no, nu, mai știu, n-am prins, păr. N-am prins, prins, păr, nu? Nu prea am prieteni care au prins păr. Păi da, dar erai la facultate când aveai no, părul, părul ăla de vlăduț. Lasă facultate, o freză de el vlăduț. vorbește de masterat. În elei eram deja la postmasterat. masterat Este postmasterat post, adică terminasem masteratul, asta vreau zic, și eram, ne-am întâlnit în niște conjurte de astea de... Deci de, toți românii care mergeau în elei se întâlneau la un, un moment da, Da, dar eu am stat mult, adică am stat vreo, cred că trei săptămâni acolo, că la un moment dat Ați venit și în, în, Vegas. Ne-am întâlnit a -a. în Vegas, ne-am întâlnit în Vegas. Ba despre... da, știu, știu, când ne-am dus la ăla, când, Armin Van Buren. La, la Van Buren, da, <laughs> și am stat noi, cu, <laughs> ne-a tras... <laughs> doamne, ce ți-a păi să mergi la un club în Vegas. Da, e cea mai mărți. mare? Da, e cea mai mare țeapă. Deci era consumație minimă 3000. De... Acum că lumea o zică că că eu vorbesc de chestiile astea. Nu eram pe banii mei pe acolo, eram <laughs> Nici, pe bani nu, eram. Eram, nu pe banii eu, altora. eram. pe banii altora, dar eu în seara aia m-am îmbătat foarte tare înainte să ajung la la club, că eu stilul învățat, bă, mă vin nu, de, normal, de acasă, că n-am bani de club din nu, ala, 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 cel puțin. e, de, de bun simț. Și m-am îmbătat și am ajuns mai devreme cu jumătate de oră înainte să veniți voi. Și zic, bă, ce fac eu jumătate de oră? Și am băgat la ruletă. Și am câștigat 400. Am băgat 20 de dolari. Și mă a sunat Luci. Bă, hai că am ajuns. Cash out, cash out. Și la prima notă, că au venit două note în seara aia, la prima notă zic, am și eu 400. Wow. Am câștigat acum. Nu ai treabă. Da. foarte scump, oricum. Da, ceva, ceva oribil, mi-am că te obligau să plătești 3-4 mii de dolari minim, dar eram 5, ce trebuie să bem noi de 4.000 da, de dolari? păi adică, stai, avea preț de 800 de dolari un, un șat? Nu, adică nu, beai nu mult, mult de bani. Nu, aia. deci fii atent. Plăteai masa, că nu, nu eu m-am ocupat, dar bănuiesc Plăteai masa și aveai uh, whisky, whisky, că șampanie, ce șampanie, așa. Femii și toate Ei, Nu, nu, așa. Și aveai câte un soi de... Era câte un suc de portocali de bă, nu știu care, de la 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 și alea erau mereu pline. Adică, nu așa simțeai da. că... Ne-a pus la o masă undeva în spate, în spate da. și au tras -o un fel de dă la, cum se cheamă, cu... Panglică de -aia. Da, așa, din care se poate muta ușor, între noi și masa din dreapta, care aparent era familia... Lu Armin Van Buren. Loarmin van Buren. Nu te-am văzut pe acolo. da, Așa. <laughs> dar, efectiv, eram, eram și așa toți, în spate, cu banii luați și, bun, două ore, mai mult de două ore, nu, că nu e ca la, nu e să stea, să bani. A, nu se stă ca la, nu. A, în America e alt stil de clubareală. La 1, 4 La 2 se închide. La 2, la două, da. La 2 se închide tot, la 11 trebuie să ajungi, la 2 se închide tot. Dar la, știi, la modul cum se închide? Vin, dacă tu ești stilul până dimineață, vine un băiat la tine, un bodyguard, cu o găleată, îți ia paharul și se toarnă în găleată. Și zici, s-a terminat clubul. Da. Bună ziua. Aoleu. Păi stai că eu am dat... 30 de dolari. frumoasă trăim. Băi, da, dar să știi că are, are mare sens. Când am ajuns și eu în stat, eram genul, bă, voi nu știți, vă distrați-mă. Dar după aia mi-am dat seama că e mult mai sănătos să te apuci pe la 7-8. 100%. La 2-ți a terminat totul, la 2,5-2,35 dacă prinzi ceva te culci. Da. Și la. <laughs> <laughs> și la, și la 10, 11, gata, hai, pornim a doua zi. Noi nu, frate, noi, noi, la 5 noi trebuie, la să vedem răsăritul a doua Că zi. Da, ești da, mort. A, a, ceva a treia zi rău. încă mai. Da, nu, deci are, are, are mult sens. Și a, și mi-ai mai dus la gelateria aia. Ba nu, aia au fost după mă. Asta a fost la mai recent. Știu. La tot ce e pe mâncare știam. Aici eram bun. Bă, dar clavuri... ăia dădeau cu miros. Deci e o gelaterie în, în elei. Unde era coada de-am fost cu Aninaru Da, nu știu, dar caut numele și acum nu-mi vine în cap Dar au un mecanism Dau cu miros Da, scot un miros specific din ăsta, vanilat Nu știu, miros știi că sunt ei Și știi că vrei înghețată în secunda Deci, A, Practic. e un caramec, practic Că n-au și eu un miros aparte Da, dar ăștia ți-l dau pe stradă Că afară era coada Deci pe stradă da, da, și când ajungi acolo ești... Ca Tom în, Tom în și Jerry. În... Da, exact. <laughs> se <dus după> <laughs> da, da. da ceva, ceva deci tău. noi ni știm din 2013, da? 2012, 2003, nu mai știu exact. Când am primă oară. Vreau să vă povestesc că am mai fost odată tot cu prietenul ăsta al nostru care ne mai evita în club. <laughs> uh, și tot așa a fost la un club în, în LA și a fost foarte tare. În primul rând a fost... Uh, a fost, țineam eu cardul să plătesc, știi, ca să ajung și eu cu ce puteam. Deci ca să înțelegeți eu cu tovarul Luci, știe da. la începutul prieteniei noastre aveam o problemă, pentru că de gen am zis, bă, hai că plătesc eu baxișurile pe unde mergem, știi? Da, că chiar așa să mă, să mă duci peste tot, nu-mi place, știi, sunt și eu bărbat. Și ajunsesem să nu mai îmi primim Pentru că mergeam în atâtea locuri Erau notele așa mari Și 10% o, da. în 18, cât au ei? Păi da, și nu numai acolo, dar și în România Și pe unde mergeam, dă cu fiori, dă cu loft dă cu nuba, dă-i cu nu știu Bă, stai că eu nu mă încadrez nici la 3-4 baxișuri grase pe zi, știi? Mă rog, și aici am fost în clubul ăsta, mi-am inteles foarte tare că am stat în fața lui Jamie Fox. Deci a fost ceva monstru pentru mine. sau Era acolo Jamie Fox. aici în spate. Am încercat poză, dar avea 3 bodyguards. Băieții au fost ok. Băieții mi-au făcut semn gen stai puțin, vorbea cu o gagică. Și mi stai puțin și am zis bine, hai că stau. Dar cred că era... Nu știam. Frate, mi-au fost în Vegas la... Cum se cheamă? La Celine Dion, cum se cheamă? Caesar Palace, ea acolo când aparcă. Și în fața lui era Tom Cruise Tot așa, cu niște mala Nu pot să cred da. Dar el era un... El e mic e da. Da. Ai, El e da, Nu, apără pe ei Și zicea, bă, era gen în fața lui mă, cum să fac eu să fac măcar un, un selfie O ceva, zic, n nicio... Am una mai rea, mă rog, mai rea, mai bună Ai, uh, Fratii mi-un -mi vizită în LA, Am parcat într-o strădu Și străduțele alea care au un subway O nu știu da, ce da. Da. Ele se cheamă mall ca, un, e da, efectiv, exterior. Bă, efectiv, nu știu cum să zic, e la un cos de stradă, sunt 15 afaceri, da. dar una lângă alta, așa, și unul e un burrito, o spălătorie, un 7-Eleven. un Starbucks, ceva, și un dest, așa, ca un U. Exact, te oprești într-un de la. Și am oprit să merg la Western, Union și când ies de acolo, vă pe frate meu, că gen, vino, vino. de eram într-o zonă, n-ai ce, nu știu și văd așa o mașină că pleca și zic, ce, cine era, ce să și Bă, era Brad Pitt cu Angelina și cu trei copii după ei. Intra, ieși de la un subway. Cu trei copii păi după ei. trei, lor, trei nu? din pai, trei <laughs> din aia cinci pe Trei i-au găsit și i-au răpit. <laughs> păi ia, și noi dacă am un copil și zice Brad Pitt, ia l ia l și la, da. Bă, și mi-a zis, nu știu ce căutau la subway, că subway acolo, da. îți dai seama, e că n-ai nicio variantă de sandwich, știi? Da, acolo e ceva... Ca și a, și a, a zis că exemple, au intrat și au și ieșit. Ei, ei cred că s-a a fost o urgență la baie, așa zice tată, frate a Și o nu urgență, nu o să ripie ei să. No, nu, că nu e genul și na, nu, cred că ți rușine. Bă, ți rușine, mai ales noi am trăit o bucățică infimă da, din ce trăiesc, trăiesc ei, ei da. și știm cum e și așa când vrei să te duci la baie cumva să vină unul să a, familie, a pățit. Știi? Normal, toți, aia zic, ne am pățit și știm cum e. Da, <laughs> păi uit. ăla. Și te gândești. Da, da, da. Acum când am fost? La... Acum, mă, la petrecerea la Miami Beach. M-am dus la baie și făceam... Na. Și unul zice... Mamă, ce tare că te văd de genul. Tare, bă, îmi place mă, mă, la podcastul ăla, e ceva extraordinar. Și zic, bă, un moment... Dar moment dubios din... Nu, de... <gătă> nu e un moment dubios din... De... Frumoasă, e bravo, <gătă> mă, bă. Doamne, da, ce finețe. Mix, Pot un pic... Fix cum i-am imaginat că <gătă> ai... Da. <laughs> <laughs> Lasă-mă pe mine să ești fan mare. <laughs> mai stai un pic aici. Ah, bun. <laughs> no, că, că, nu, bun. No, mult, e... mult, eu nu mult. Eu m-am -am întâlnit cu asta mă, cu unul din NBA, la tot așa, la în, în Vegas, mânca lângă noi, uh, Russell Westbrook. Da? da. Deci, și era cu doi băieți, nu păreau bodyguards, Și păreau prieteni. Și am avut noroc că uh, am mai zis în podcast șeful de sală sau ceva era român. Mă rog, de mult stabilit acolo și când am văzut cum îl cheamă, nu mai știu cum dracu, îl cheamă Vasil sau nu știu cum, a, zic că fac și eu o poză cu Rasa lui Westbrook. E cam țăfnos așa, nu prea. Mm. Zic ok. Bă, când s-a ridicat, mă rog, nu s-a dus nimeni la el, era restaurantul plin, când s-a ridicat, ff, jumătate de restaurant. Mm. L-au așteptat, mă. Și atunci când am văzut că s-au ridicat toți, mă duc și eu. Na. A, deci n-au mers în timp ce mânca? Nu. No. Și ai pe la noi cultura da, da. mi, mi a și like. Să o da like. Da. El. El. Nu în social lui. media. Da, contul lui. Nu știu cine da se ocupă. Cred da. că el e. Are eu și -a. el o, o cori ceva sau... <laughs> da, Ui, da, da ce pe contul eu. lui, lui Dorian stă corei? A, nu. Așa mi imaginez că nu care timp, nu stea pe... Păi eu am văzut că el face A, story da. el... Da, de fapt pare și genul. El e foarte hands-on. Da, foarte adică pare. și nu par atât de organizat. Oh. Nu știu. Ca să termin povestea cu clubul, Bă, au făcut aia -o, o chestie, au venit 10 femei la noi, cele mai frumoase pe care le văzusem în elei vreodată, că hai, ce facem, ne distrăm în seara asta să comandăm? Bă, și, și eu și Luci știm treburile astea, dar cumva te-au tot de, de ea, știi? Da, zici, bă, vrei vrem să ne distrăm fetelor, știi? <laughs> Mamă, am zis, gata, Acum, Păi hai că noi bem șampanie. Șampanie, beți? Șampanie luăm, știi? Și hai, pahare, clink, 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 și după aia așa. S-au plecat. Și a rămas eu cu șampaniele băute, nota cât o fi fost, 3, 4, 5 mii de dolari și aia a fost distracția la clubul Nelei. De-aia, după aia, cred că și-a dat el seama că e mult mai bună șmecheria cu partiurile acasă. Și păi da, că am văzut că da. Dacă ai casa, costă na, cu 500 de dolari, ții toată băutura din lume, îți dai da. seama, pui niște muzică și e mult mai mișto decât uh, asta, treaba cu cluburile. La noi în România e sus. E, eu am nimerit la. O... Vin mulți, mă, aici, o să da, mă, da, da, da. da. Nu-i mai greu să le chemi acasă? Adică nu-i mai... Ai mai mult de formulat Fii mesaj. Atent, eu am numerit la o petreceri, acum da. 3-4 ani, mă, și știu când am fost în LA, la niște unii, erau fix lângă casa noastră, unde, unde, stăteam, o bătut la ușă și zice, nu veniți până la petrecere. Păi zic, păi ce aveți de băut? Dacă vreți veniți cu băutura voastră, dacă nu o aveți acolo. A, nu știai? Nu, bos! Și cam eram, 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 cu flic, eram cu flic, cu flic. Dumnezeu să-l <laughs> Așa. <laughs> și ne-am dus, ne-am luat o sticlă de vodcă și am intrat la ea. Bă, nu știam pe nimeni. Casa era toată varză cătăria plină cu mâncare, fast food, toate alea și am ieșit la piscină în spate acolo. Bă, nu știam, nu mai actori, regizori din astea, mă rog, așa să dau ei. Nu, n-am recunoscut pe Și am stat, la am dat, am stat așa, zic, pe păi ce facem acum? Că toți ei se știau, toți între ei, dar era, era foarte multă lume. Și zic, uite, bă, am ajuns numai la noi la niște băieți acasă, super random. Asta e atmosfera. Adică, mm. dacă ești în zona pe acolo, în primul rând că în orașul acesta, în LA, vin toți din toată lumea pentru un scop. da, Și anume să reușească în zona lor, că e actorie, muzică, muzică scris. Da. Deci toți ăștia sunt într-un oraș. Și de-aia s-au creat niște culturi de genul. Acolo, bă, house parties. House parties... E bine să fie cât mai mulți oameni. Bineînțeles, există o triere, nu intră chiar ori, nu-ți imagina că te duci baz la orice ușă, că nu e chiar așa. Dar eu pe unde am fost, ce partiu era mai dat și nu e pe acolo, asta era atitudinea. sunai un producător de muzică, îi spuneai, bă, îți dă un party, cheamă oameni. Eu i chemau din anturajul lor. l aveai pe unul care era agent, bă, cheamă da. nu știu. Dar, atenție, toți, toți, de la, toți oamenii de la petrecerile astea și din LA sunt ceva rău. Adică, adică văd în ce sens că, că în sensul în care Los angeles este cel mai superficial loc de pe planetă. Nu, nu există un loc, Păi, nu las că mergem, mergem nu team cred. building 2 acolo îl facem. n <laughs> Băi, deci nu poți purta multe conversații omenești cu oamenii, pentru că toți au un scop, toți au sacrificat bani, da. familie doar din și au visul ăsta să reușească să fie faimoși în LA. Încât ar face orice. Încât ar face orice și stă acolo, nu se pot deconecta de la treaba asta. Vorbim despre și tu cu ce te ocupi. Păi uite, eu lucrez la o emisiune, că de-aia nu cunoșteai mulți, pentru că LA-ul este capitala mondială a entertainmentului da. de de toate, nu numai alea mari de le vedem noi. Da, mari da, da, Toate serialele îți fac acolo, toate emisiunile, deci unul chiar e la... Nu nu, eu n-am zis că nu sunt, doar că nu am Dar nu Și asta este un, e acolo, e un cumul de oameni de ăștia care toți au un scop și îți dai seama că nu o să iasă... Te distrezi dacă ești cu gașca ta cu același scop Asta zic, da. Că și noi eram mereu pe gașcă, că era Ina, că era nu știu ce, erau oameni cu scop comun, da. mă, care era ca noastră, știi? Dar să, să fii singur pe mine, asta m-a distrus în elei. Să fiu singur acolo și să văd că absolut toți din jurul meu au superficialitatea și răceala asta. Și a fost un factor foarte mare care m-a împins acasă. Ca să pleci. Da, da, da. 100%. Da, nu, e, și ceva, e ceva rău. Asta așa. și foamea. Și Harvey Weinstein. Răceala cu... Eu am, eu am văzut că ăștia acolo când interacționai cu cineva era la modul salut, eu sunt Costel și fac cotare. Da. da, bă, că nu te-am întrebat. Pe mine asta m-a rupt, i-am zis, bă, nu poți vorbesc cu oameni. Salut, eu sunt cu tare. Îți și mulți la furat. Pentru că îți la furat. Adică, <gri> la, deci, atent, la adică, ce deci, fii atent. Adică nu îți, nimeni, eu? nu, nu, îți nimeni pe pământ. Aaa, ah, la fură curent. De, deci, fii atent, eram, fii atent. Fură curent. la, am, fost la can. pe iactul ăsta, finanțatorul Warner. Am avut un eveniment acolo cu DJ-i, cu am pus muzică. Și au venit toți ăștia de la festivalul de film, toți actorii, toți băieții. Am mai povestit, mă rog. Și, dar treaba asta nu. Și am okay. dat au venit un băiat la mine, zice, salut, eu sunt Boris și mă ocup cu, nu știu ce, agricultură din, El din Elveția, din nu știu ce. zic, super, tare. Ce? Tu de unde ești? Zic, din România. Cu ce te ocupi? Păi, producător, muzical, artist, la la. A, ce tare din România! Păi am și eu prieteni acolo. Păi zic, pe cine? Păi familia Țiriac, familia Anastasei. A, ce tare, că s-a cafe în Și fac poză și trimit. Și zic, uite mă, te salută Boris. Da, și prost, m-am -am, m -am tânit la can. Nu știu nimeni băiatul ăsta. A, noi eram cu niște fete după noi cu care am făcut show. Uh. După aia dă, îmi dă, mesaj acest Boris. Nu veniți la o petrecere, la ceva, Gucci, ceva pe acolo. Cu fetele, cu astea. Aaa, toți gătă, mă, Bun. A doua seară, tot, bă, vine un producător de ăsta mare, salut, salut, eu sunt Brett Ratner, nu știu Și zic, da bă, lasă-mă, dracu, cu voi sunteți toți. Și acum suntem la masă cu Brett Ratner ăla. Un lipidinos, din punctul meu de vedere. Da, mă Și acum zic, eram cu și zic, cine dracu cu ăsta, cum, cum, Brett Intru. X-Men. Păi, prost, ăsta chiar e el. Și zic, bă, e un pic. Da, ce bă, nu, bișto. mă rog, dvs. au urmat să ce? Zic, bă, stai, că ăsta nu l-a furat. Deci, a făcut Batman, a făcut Prison Break, nu mai știu ce mai făcut el. x men nu batman Le-a le făcut toate x men x men și zic, a, ăsta chiar e. Că nu mai știi cum să o dai, cum să Știi, dar am, am și prins de ăștia, infractori da, de ăștia, da. impostori. Te învață foarte mult. Deci, eu sunt sigur că mult din succesul pe care am pe unde am mai avut în România a venit și în urma la ce am învățat în elei mult, mult. Nu numai de mentalitatea de muncă, pentru că totuși oamenii de și superficial rup muncă adică nu, te trezești. Și orașul elei, știi cum e când te trezești? Vine soarele la perfect. Bă, și știi cum vibrează orașul? E așa, e gen, toată lumea e... Pentru gândește-te, ți-ai sacrificat tot, te duci în elei, nu poți să stai. Și de-aia da. toți te duci la sală, tu știi cum e sala acolo? În primul rând, <laughs> Nu că sunt cel mai gras din elei, sunt probabil că nu mă las să intru acum în oraș, știi? Ubezo, toți sunt, da, <laughs> toți făcuți. Sală. În, în, în Miami Protin am văzut -s mai așa. În Miami? Băi, eu când am ajuns prima oară în Miami, o să filmează ceva pe aici. Deci nu mai femei cu, cu abdomen, cu fundul atâta. Da, dar e foarte latină. Să, să, da, exact. Cu foarte latină. Să lista, adică se vedea că erau super definite, mm. iar băieții atâta. Toți! Da, dar vezi zic, că ăștia, ce nu ce sunt raci, raci, ceva? ăștia nu sunt exagerați ăștia sunt bine făcuți sunt îmbrăcați, parfumați toți, frumoși toți, pentru că e un oraș pe care se pune mult accentul pe asta da, și de bine, aia, da. deci asta e o chestie foarte tare te învață etică de muncă și asta e o chestie pe care am învățat-o, dar și asta cu superficialitatea te ajută foarte mult să miroși unde, unde da, e miroși. te ajută să unde e eu am făcut, eu am drept de obicei la care face, nu zice știi? Da, nu da, zice, da, da. bă, eu am făcut da. du bă de aici, bă, eu am făcut un film acum ați da, am venit. Știu că vrei să să Și nu zic. și. Da. Ideea a fost a mea. Și. Da. 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 Așa. Da. Da zi no. tu, zi tu. No, nu, 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 dar nu trebuie să zicem acum, nu te zici, da, da, mă, putem zvoni mai Filmul Team Building, nu care iese pe 30 de... septembrie în toată România, Team Building este cel mai fanii film pe o care. E și deja, face. că noi suntem pe 3 octombrie. Ah, da, și noi Salut, am filmat asta, asta azi, azi. Da. Corect, da, îmi cer scuze, am uitat de data de lansare Ați fost mă timp <laughs> da. Putem să vorbim despre, despre chestii din film acum lejer, fără spoilere, pentru că deja la păi da, 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 mi -l dai Nu mi-l ai mai dat Nu mai putem să-l dăm, pentru că ne-am speriat foarte tare cu link Și am stabilit, acum avem un om care merge și arată filmul la oameni, dar nu am reușit să ne vedem, dar putem să spunem absolut ce vrei tu din film. Păi da, zim. În primul rând, că o să-ți placă. Eu sunt, că te știu, știu la ce răzi și o să-ți placă. E, un, e o comedie pură, jucată de 30 de actori de comedie. Asta a, este prima okay. chestie. Și de aia este și eu alături de noi. Tu ești actor de comedie? Al trei flumle, eu, da. el, el era pe banca de rezerve, dar s-a accidentat un, un actor și a intrat în minutul 60. Actor intrat tu ești foarte anxios. Nu. Așa pare. Nu, 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 nu. Așa... Eu eram cel mai îndrăzneț din oraș, serios. Adică eram da? sufletul, da. Îmi pare că ești, știi că și bun simț ăsta la un moment dat, ai foarte mult bun simț, dar și... să naști și dintr-o dintr, dintr anxietate. Și ticuri, aveam ticuri Aaaa. foarte mult, din număr. și eram eu, mic. eu, asta treaba cu barba, mi-am mi luat, am un tic de asta nervos, am început să-mi smul barba, când am, am, avut un șoc de asta de... Nu de mic? Nu de mic, nu de ai mic. Mult, Acum, bă, bă, ăsta, din ianuarie. Șoc de? Zine. Am rămas, ne-au închis aia în A, Jakarta. Și de, de, la stresul acumulat, că nu mă puteam înțelege că eu nu știam unde ajung, ce fac, în, prin ce spitale, prin ce de alea, ce am poveste? dezvoltat. Deci, și acum nu mai pot scap de el, mă rog. Da, să vorbim puțin și cu eu. Ionuț, Def că mi-am da. dat seama că am vorbit numai noi doi despre... Spune Ionuț, Ionuț, care este rolul tău în acest film numit Team Building? Așa, mă cheam, cum mă cheam în film? Popa. Popa mă cheamă, da. 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 Zis și Brain. Zis și Brain. Opa. Asta e o treabă de improvizație a lui Cătălin, nu? El a descoperit asta cu Brain. Da, e, uh, eu n-aveam corpul necesar. Poți să-i a... introduc personajul puțin, dacă tot, uh, înainte să-ți să, să povestești despre cât de tare ți-a plăcut și ți mai, ce ți-a mai scris eu acolo, să zici. E, uh, e practic <rără> bani. o gașcă de... În timp building, pentru cei care încă nu l-au văzut, da. stai că să mă transfer în viitor și să mă mai întorc, Uh, noi Eu cu Micuțu, Anca din Nicu, Anca, Munteanu uh, Vladianu și Nicu Banea Suntem o gașcă de corporatiști de la un call center din București Și mergem să ne batem cu alte găști Din alte, alte zone Nu, aceeași companie A, aceeași că companii, e da. O corporație malefică care se cheamă PLM Global A, așa. Sunt acolo niște easter eggs fanii uh, Și ne întâlnim Toți în munți ca să participăm La acest team building În care pentru cine n-a muncit într-o corporație E practic metoda uh, șefului a departamentului de a crea așa. da, ca și cum haideți să vă relaxați câteva zile pe an e fun, e, facem jocuri dar în realitate se întâmplă cele mai nenorocite lucruri posibile da. adică e ceva rău de tot și Coteț care a scris scenariu și glumele care poate nu v-au plăcut din online uh, <laughs> vom ajunge și la zonate da, uh, care este din punctul meu de vedere cel mai bun scenarist pe comedie din România și ar putea scrie și pe afară lejer Um, ce ziceam înainte de asta? Cum am zis Cu, cu Banii. Când intră banii. Nu, nu, nu zici, A, nu, el a zis. No, <laughs> da. așa. Banii. frate, stai, iați mai... filmul. Pe trei, când o să fie și filmul și o, fi, o să fi mers, poate mai vorbim. Dar noi suntem prieteni. Te-am văzut în podcast, la Spic, ce vorbești. Eu am da. Și, uh, deci, Coteț uh, a, a zis o chestie foarte bună care începe, cu care începe filmul. Este o poveste fictivă, luată din 900 de povești reale. Totul e documentat din film și sunt unele atât de incredibile povești din team building care n-au încăput în film pentru că noi am zis să ne creadă nimeni. Serios? Pentru că un film trebuie tot să fie grounded în realitatea noastră. Așa, era, era, prea... era mult, frate, cu șeful făcut copil cu aia, schimbat, adică niște chestii care... Te duci în dramă turcească, te duci în... știu și eu, și eu am auzit că acolo se întâmplă cele mai da. Și personajul, personajul, scris, personaje personaj colective, deci bucureștenii, da. echipa noastră. Asta e echipa ta. Da, echipa, echipa pe care o conduc eu, că eu sunt cumva demontat de la uh, o poziție înaltă, trimis la call center să lucrez cu ăștia care sunt, bai, mort, nu vor, da. nare, timp. <laughs> Știi? Și eu trebuie să-i fac pe ăștia să, bă, haideți să câștigăm timpul pentru că altfel ne dau ăștia afară. E un deal pe care îl fac eu cu Șerban Pavlu, care e șeful meu, e upper management, că dacă eu reușesc să-i bat pe leni. Așa. El îmi dă postul înapoi și nu i mai dă pește afară. Asta a, este, okay. cumva, asta e miza filmului. Și uh, problema e că de ani de zile câștigă această echipă din Ardeal constant. ăștia vin din Cluj a, și a. ne bat de ne așa pe noi pentru că sunt perfecți pentru că sunt din Cluj. Înțelegi? A, și tu cu Clujul, da, da? Și el e cu Cluj, da. El, da, el o... face parte din în și filmului, ca să zic așa. Ah, okay. Dar o malformație a Clujului. Ai adică... și moldovenii? Toată lumea arată e, 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 cu Anca Dinicu? Nu, Anca -cu Dinicu e, e cu, e cu mine. Nu, deci Anca, Anca Dinicu, Micuțu sunt bucureșteni. A, deci voi sunteți în acea... A, eu cred că fiecare la are echipa lui. Nu, păi da, ăștia suntem noi din București, așa, care venim în, în, munți. A sunat la Poliția Capitale, alo, alo. Ce faci, mai? Bine, muncesc. Doar ce e închis unui client? No, nu, nu i-am închis eu, el mi-a închis mine. Pentru că ai spus că ești de la poliție. Scopul nostru este să rezolvăm oamenilor problemele. Nu, no, ăla e scopul companiei. Scopul meu este să preiau cât mai multe apeluri. Nu au bre, că nu sunt om, sunt robot. Sunt un robot. Nu ai rezolvat omului problema. Ba da, am rezolvat-o. Nu se poate. Tu ca român nu dormi mai bine noaptea când știi că nu se poate. Orică, îmi bagi și tu o Macarena, tată. Haide, mă. Hai la Macarena! Înseamnă că 30 de secunde prea cinci apeluri? Dar nu mă crezi, e? Brun. Fii atent! Sfârc! Sfârc! Două, trei și... Ați A sunat la ANAF, conturi. Alo? Sunteți în direct cu Oreste! Alo? Mulțumim frumos că ați donat 2 euro pentru cauză. Alo? Păpul dacă mai sun la nevastă mea se moară familia mea, Alo? Sunt Florin piersic și mă bucur tare mult de telefon. N-am mai vorbit cu cine. Alo? 21 de secunde! ha Bine, Din Moldova vin echipa condusă de către Roxana Condurache Așa. și acolo mai sunt Alice Halpert uh, uh, chiar mă gândeam dacă vreodată o să pot să zic că sunt atâția actori, deci Alice Halpert poate o știi pe Alice uh, Acum joacă și în clanul clan da. uh, mă rog, au jucat și toți în seral, dar nu știu câtă lume știe uh, Vlada Bernevec, care chiar e de peste prud uh, mai este Mădălina Borș mai este uh, uh, Andra Mirona Accentoi poate o știi da, și pe ea și nu vreau să-mi scape absolut nimeni. Păi de asta, mai degrabă nu-i mai cei pe toți că da, ai da, șanse da, să da, scapi da, cineva. Da, 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 da. S -o, s -o, nu Sunt toate, sunt toate. Nu, 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 sunt... Ați uh, doar fete. Sunt, da, da. Din, eu nu vreau să dau twisturile toate, poate sunt care n-au văzut. Uh, și stai, dacă crezi că este pe trei... Bă, probabil că se uite la asta după ce l-au văzut, care are mai mult sens, nu? Te uiți la podcast după ce ai văzut filmul, nu, nu? mulți mult mult uh, se uită la podcast după ce duc la film. A da, atunci las multe dintre twisturi să le vadă. Să fac vadă, un da. twist la fiecare departament. Noi mergem pe un stereotip, dar e un twist foarte mare la final la fiecare dintre departamente. Adică nu nu rămânem cu prima mână de comedie, ca să spunem. După care mai e un personaj colectiv care credem noi că o să fie o să iese cel mai bine din team building și anume Craiovenii. Aha. Aici ei sunt conduși de către Adrian Nicolae Așa. și sunt house de pe pământ. Ei vin de la audit intern. <laughs> și două zile, deși sunt cu numere, cu alea, cu așa, două zile, trei zile, ei fac cel mai mare haos de pe pământ. Dar lor nu le pasă de team building. Ei sunt acolo pentru a ridica iadul pe pământ. Ah, ok. Dar rămânând la miza mișto, filmului... Mi mișto menea... scenariu. Da, dar e foarte... Chiar e, e, nu, nu vrei cum s-a ajuns la asta, că totul a plecat de la o și revenim la Ionuț într o secundă. În 1987 nășteam, Și nu, nu chiar atât, nu nici chiar atât de departe. Uh, eram uh, cu Micuțu și cu Coteț. Mai întâi am început cu Micuțu să gândim o comedie despre uh, reuniunea de unui liceu, dar am văzut că se cam tot făcut, Se a fost un serial, până am zis, bă, hai să nu ne. Așa și a venit ideea de corporație. Și apoi am zis, bă, hai să facem ceva în corporații. Și l-am să alăturam coteț care na, -are, are zeama cea mai puternică și am zis, facem un film în corporații. Bun, se întâmplă, la aia. bă, dar știți că în corporații sunt building -uri. Putem să facem hangover de România. Bă, bă, eu nu pot să fac nimic abia, bă. termină mă, cu căcaturile, cum să nu poți? Pe țara asta a fost construită cu alcool. E condusă cu alcool. Da. Și ai nevoie de alcool să trăiești în ea, mă. Da. Bă, de acolo cu cine se bat? Hai să se bată cu unii bă, dar dacă se cu toți? Și efectiv, scenariul Crestia. ăsta era gen și, și nu ne-a păsat nici, asta a fost și o greșeală din partea mea pe zona de costuri, că ne-am entuziasmat atât de tare, încât am zis da la tot. Mamă, și am zis, mamă, și la Craioveni, luăm pe aia din Nicolae, Carol Ionescu, mamă, știi, și Joe Adrian, ce fain ar fi. Hai să luăm pe Pulhac, care o să rupă în filmul ăsta, știi? După aia, bun, hai la Ardelen, cine? Păi Coșarcă, păi Odagiu, păi mamă, nu Rusu, că el e cu accentele, cu un Scump. Next thing, da, în următoare <laughs> și după aia ne-am uitat la el și era bă, e cam monstru filmul ăsta, e ceva mare de tot, știi? Și gândește cât costă să-i duci pe toți, da, 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 știu, pe lângă bani și așa, unde mulți au fost și ne-au ajutat, că au înțeles că vrem să facem next level de da. comedie în România. Eu, eu, cred foarte mult în treaba asta, sper ca la un moment dat să se transforme, să, să, crească industria asta de film românesc. Când noi bă, lucrăm la asta de, de da. la Miami Beach încoace s-au întâmplat niște lucruri. S-au întâmplat niște lucruri, s -au ridicat niște niște standarde. Se de? fac o groază de filme acum, din ce am auzit. Da, adică dar nu știu cum merg. n-am mai stat, nu s-a Pentru de... o industrie industria ai nevoie de asta. Dacă vrei o industrie, o industrie înseamnă să fie care merg, să fie nu merg, să se facă Da, diferențe. da, ideea e că și -alea care merg trebuie să-și scoată banii măcar, măcar să fie break-even. Mi se pare că sunt toate, <laughs> Măcar, nu? măcar, ca să știi, să se zici că-i tot rulezi pe aia până, știi, să învață lumea să mi se pare că simt, dar și tu ai jucat în ceva acum. Uh, da, în legații În da, da. și noi când am pus prima oară trailerul sau ce am pus, eram uh, tot cu copy. team building. <laughs> da, și da am zis, Bă, E diferit. Adică e diferit, <laughs> da. E da, diferit, da da, ce... da. da, 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 Dacă voi l-ați filmat, cred că în aceeași perioadă când am filmat noi. Când n-ați filmat asta? Acum un an fix. Acum un an fix terminam în, de filmat. În iulie. Am, am filmat iulie și septembrie, că am avut o problemă și după aia. Nu, noi am filmat în 2020, mă. În august 2020. La început de pandemie? Pe atunci, nu? Începea da. pandemia. Da. La mijloc ei. Da, exact. Deci noi am furat. Da, da. 100% noi. Deci noi am furat ideea. Noi ah, am okay. auzit ce se întâmplă și am, am zis, zis. zis, hai. Dar nu că, ca să știu cum e cu oamenii, sunt total diferite. Adică n-au nicio treabă ca subiecte. A, nu, ei -are erau într-un team building, noi mergem într-un team building, dar n-au n-au treabă, nici ca gen de film. Filmul vostru e mult mai serios cu e mai accente, serios, da. cu accente Dramatice, la noi e pe comedie. E din... asta. Cred că o să râdă mult. Deși, cumva, tehnică, uite, l-am văzut și cu Codina, a venit și a zis, băie, mai, are mai multe glume decât Miami, e mai funny Clar, în Miami, orașul. Ti e fură, greu da? să bați, e greu să Ti bați fură imaginea, orașul da? și faptul că e o, o comedie aspirațională cumva în Miami. E cu doi proști care se duc acolo și hai să vedem cum facem <laughs> bani, știi? Da. Aici este, suntem într-o altă zonă. Dar dacă vrei matematic vorbim, că până la urmă și comedia e matematică, sunt mai multe glume și ce am încercat să adăugăm, pe lângă, na, că până acum mereu era cu, bă, hai, dacă avem 2-3 actori, restul, hai să ne mai ajute ăla, să ne mai ajute aia, luăm pe ăla, că e faimos, luăm pe ăla, știi? Ăsta e 100% gândit, bă, cine e cel mai potrivit pe rolul ăsta ca să fie fani rău, să fie chimie. S-au întâmplat niște lucruri extraordinare pe platou și a fost greu să scoatem din film, frate, a fost atât de greu. Băi, bă, eu cum consider, bă, dacă dau bani, o comedie, dacă ies de acolo și zic, bă, cum a fost? Bă, am râs, gata. Da, e foarte adică, important, da. Și ce... și o patin scopul. Ah, iar vrea bani pe anara Ce vrei? Nu-ți mai dau nimic! Nu-ți mai se dau niciun ban! Mare... Pentru că ești o stranță, bă, de aia! Ești se o se Bă, mi-a zis mama de când te-a văzut că o să mănânci zilele, mă, că o să-mi distrugi viața, mă! Bă, și curvele au mai mult bun sim. Ține minte asta, bă. Soția. Toți de -aia și la noi mereu primează e funny sau nu. Adică dacă trebuie să alegi la o comedie de multe ori, bă, parcă în scena asta scenariu, plotul, nu se mișcă. Pentru că asta e o regulă a, scenariului. La scenariului fiecare scenă trebuie să ducă plotul mai departe, sub o formă sau alta. Și dacă noi avem una care mai prăjală, da dai funny rău, hai, o păstrăm acum, Normal. știi? Na. N-are sens are sens da. <laughs> pentru un plot Că nu, știu, nu, nu, află personajul principal ceva Și iau decizie și are o repercusiune în scena 18 Bă, dar e funny, funny Adică până la urmă și aia din Miami uh, Cu jurăturile da. Ea nu mișcă plotul mai departe Că prin glumă Dar e atât de funny încât da, rup, da, da, știi? da, bine, aia mi se aia cu, zi, zici cu te iubesc -o. Nu, 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 nu cu te iubesc cu, zic cu uh, trans, tradusul de jurături. Ah, cu tradusul, da, dar cumva mulți dintre noi ne-am gândit la asta și majoritatea când am plecat pe, pentru prima oară afară am făcut treaba asta. Da. Majoritatea, adică este foarte relatable. Da. Să și asta zic, aia e și decizia noastră. Ne uităm la film spunem, băi, e monstru gluma asta, cum să scoatem, chiar dacă o lungim și așa, știi? Pentru că știi, într-adevăr, s-a viralizat cea mai tare. Iar aia cu te iubesc e improvizație care a venit fix de la acest spui tu. Deci eu toată viața cât am stat în America, lumea te întreba cum zici. Prima chestie te întreabă cum zici, bă, bă cum zici, suj. Da, la revedere? La revedere. Și eu, le, le, ce să le spui? Și când, a, când filmam scena aia și îmi luam la revedere de la părtoricani, eram acolo că nu știu ce, am zis, ăsta e. Aici este, că ei trebuia să-mi zică la revedere, să-mi zică, bă, cum ar fi asta? Și m-am dus repede la băieți, le-am zis, bă, cum ar fi să zică, să zică americanii, că ei, da. Avem voie să zicem mai din nu știu Da, mă, cum, da, da, cum ce? Eu. să zici pola pula, să, zici, să zic că toată lumea. <fie> și au zis băieți bă, e, bună rău, dar acum o profităm la ei la masă Și am zis atunci, bă, o aducem la final. O setăm aici, da, pă, da. personajul meu o, o îi, păcălește pe ăsta, îi păcălește și o aducem înapoi la final când mă sărută Juanita. Aha, păi da, să da. Îmi zică, să uite în ochii mei și toată sala să zică, oh, suci pula. Și am zis, gata, cu, omorâm sala dacă <fie> da, da, asta. da, da, da. Încă o dată. Am făcut. A contat mult. Știi, a contat -t 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 -t. mult că românii știu, bă, și eu tot. Și eu aș fă, da, normal, ce normal. Și acum gluma aia o amplificăm în partea a doua, ceva, ceva, ceva tare, rău de tot. Dar când îi dat? Când... Filmăm la anul, filmăm, filmăm în primăvară. Și am anunțat, și când am fost noi la luft acum, că pe 1 decembrie îl lansăm. Anul viitor? Păi. Ok. Anul viitor. Mam, să nu vină un război. Nu, nu frate, vă, cum, a ta, nu, ce... cum are ghinion codin ăsta că ba, da, zise, da, bă. bă, da, bă. taci, bă, nu mai cobică. Păi da, mă, da, așa s-a întâmplat. Are, da, a venit are. pandemia așa cum acum și la petrecerea asta. Bă, singurul weekend din de anul ăsta unde a fost frig, a fost iarnă. A fost 1 decembrie, ești nebun. Lasă că are noroc pe alte părți. Poate începe și el să aibă ghinion pe alte părți, dar să avem noroc cu filmul, știi? Da, să mă, mă dar oricum a fost succes. Mare. Nu mă plâng, nu mă plâng și uh, eu am zis, eu cred că nici n-am făcut, n-am vorbit de când a ieșit podcast, n-am vorbit cu nimeni, de când, de când a ieșit mai n-am vorbit cu nimeni, dar uh, eu când am uh, bătut palma cu Codin, practic eu cu el și cu Jesus am vorbit prima oară, bă, facem filmul ăsta, hai să-l facem și după aia am făcut fiecare cu o listă. Și am zis ce oferim, ce cerem, știi? Da. Și eu atunci am venit cu, bă, vreau să-l scrie un băiat de la mine care știe pe comedie. Vreau să, nu știu ce, vreau să-mi aleg, nu știu cum, vreau. Adică băiețește da. și da. e super bun la astea. Adică se înțelege, e cu el băiat. Da, da. Nu e cu fițe, nu e cu nimic, știi? Și când am făcut deal-ul ăsta și am zis în primul rând, bă, să fie prima comedie românească pură. Pură de la început la final. Adică să nu există niciun moment, că ce mai văzusem eu prin comediile noastre mereu aveau momentul ăla de profunzime, de, profunzime de, de dramă, de că poți să ai profunzime și într-un mod populist. Poți să ai un, un cum face la Sfirbințiu foarte bine, care e profund, dar nu da, e da, dus da, în da, dramă, da, e populist, te pune pe gânduri, când mai ai mon, un monolog din ăla da, foarte da, da, bine da, da. scris. Și am zis, bă, stăm în zona asta, fără... fără... Păi eu, asta, asta, eu cred că asta a fost cheia. Asta a fost cheia. A zis, până și rezolvările trebuie să fie comice. Da. De-aia nu, nu, de îi dă un cap, o pâine tare la final, despre ce vorbim. Ai o rezolvare comică. Da. Pâinea care o setezi, că i-a dat-o mamaie, nu știi când ai nevoie de o da, pâine. Da, da, da. Uite, asta e o rezolvare comică, nu există în realitate. Da, nu da. o să dea nimeni niciodată o pâine în cap cuiva, știi? Da. Dar filmul rămâne în această da, identitate. Da, mă, și plus a... că arăta ca afară. Păi aia, aia cred adică că a, prins a cel mai ca bine. ca filmele, știi? Da, zic, băi, românească. E, adică mi-a plăcut. Da. Mi s-a părut mult mai tare trailerul și mi-a zis Codin, nu-ți crea așteptări foarte mari, că a ieșit trailerul foarte, foarte bine și așa, dar zic, bă, e tare. Ok, da. trailerul, ziceai, că e, ești nebun bună cap. Da, păi mă, trailerul vinde până la urmă. Da, în trailer există chestia asta să pui... Pentru că altfel invers te cam face la bani, știi? Că dacă e mai bun decât trailerul, rămâne da. la om. Dar după aia mulți nu s-au dus că nu le-a plăcut trailerul. Exact, așa, păi, da, măcar... păi, până la urmă, tu plătești... Dar nu e nu așa plete... mare da, discrepanță. Da, nu e, adică... Nu, 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 nu atât de mare, dar cumva e normal ca trailerul să fie peste film. Da, da, da. Că, nă, e tu, tu, tu dai bani, tu biletul, cumperi după ce vezi trailerul. Da. Tu dai bani pe trailer, practic. Ceea ce ăsta e. La noi au fost multe care au funcționat. A fost o furtună perfectă de multe lucruri care s-au, nu? Și trailerul, și faptul că și nu se opa, da. și melodia da. lui Chila. Multe au fost care sau ne-au ajutat. De asta, de aici, plecasem cumva la așteptări, vreau să zic. Că eu, când am decis, eu am băgat în, în Miami, am băgat ultimii bani pe care i -i aveam Atunci, când am zis, bă ne băgăm. Nu vreau să-mi ard că ajungeam în străzi. Mai urmau să mai vină de pe alte. Știi da. cum e, când mai vin campanii. Dar, în secunda aia, ultimii bani pe care aveam eu în cont i-am băgat în film pentru că eu credeam foarte mult în el. Iar așteptarea pe care mi-am setat-o a fost, dacă îmi recuperez Banii. ce am băgat și iese filmul cum îmi doresc, eu sunt fericit. Și de aia. Când a venit pandemia și auziți că ne închid după 3 săptămâni, eu văzusem că îmi recuperasem, văzusem că era bine deja, urma și deal la Netflix Pro TV, ce am mai făcut noi, și am zis, bă, eu sunt mult peste ce m-am așteptat, da. e filmul bun, hai să-l dăm pe Netflix. Că atunci a fost discuția că ne-au închis după 3 săptămâni, filmul ăsta stătea două luni lejer. 100%. Și am făcut 550.000 de intrări, se ducea în 750.000, 800, nici nu se știe cât, da. știi. Dar noi am avut discuția aia grea. Bă, stăm, îl ținem la pe harduri și așteptăm să deschide cinemauri la un moment dat. Nu, Că Netflix-ul era. Bă, pe telefoane, da. Bă, haideți, știu că în mod normal stăm 5 luni, dar sunteți toți în casă, toată. Tot, toată Îi țara Imaginați-vă da. dacă îl dați acum. Și a fost o decizie grea la momentul ăla, pentru mine mai puțin, pentru că aveam așteptarea asta. Am zis, bă, am făcut mai mult decât m-aș fi așteptat vreodată, îmi și place, Hai să-l dăm. Sunt toți oamenii în brandul okay, da. brandul câștigă enorm, pentru că îl văd toți, o să le placă, vine și în momentul ăsta în care steam toți speriați în casă, le dai o comedie și rămâne brandul puternic. Și mai vedem noi, al doilea, al treilea, al patrulea, off uri Dar Netflix, și eu, ei, ei, ei da cifri. Ei nu știu, ei v-au dat cifre? Nu, nu dau, nu dau, nu dau. dau. Cât nu dau câți oameni s-au uitat? Păi niciodată. nu, pentru că te țin așa te țin la negociere. Da. La următoare negociere. La... Dar în general, oricum, pentru că... se vorbește. Dacă îi dădea lui cifrele mai după auzeau... După pretenții mai mari că, la următorul. Nu, următor. că se crea un precedent. Și eu după aia când negociam, bă, da. deci tu ai luat pe niște sute de mii de de așa, da, un, nu, un, nu, un nu, 3 lei. Păi eu vreau atât. Și și astea o țin ei, confidențial. Îți plătesc un flat fee, Nu. Că așa știu. Da, e flat fee, nu e success fi. Succes Success da. fee înseamnă să, să, ți dea numere. Spune, bă, a rupt. A, a adică dacă un faci un piste peste cifrele alea, mai dăm atât. Dacă mai faci, îți mai dăm atât. Și, dar practic nu, plătesc orice film cu aceeași sumă? Nu, nu, no. ei, nu. No, nu, nu, nu. A, a funcție de cât de cunoscut, de cât de nu știu. Cunoscut ce numere a făcut în cinema. S -s scenariu, în primul rând. Dacă nu l-ai băgat în cinema, mai este și asta, nu? Am zis uh, sunt care au fost, intrat. păi au fost genul ăsta, legația a fost direct pe Netflix, investitorii, a fost direct pe Netflix, dar da, și acolo variază. Îți dă mai mulți bani dacă te duci direct pe Netflix, că e ca și cum. Normal. Bă, stai, nu te-a văzut Deși la unele filme, părerea mea e că e invers. Dacă a mers în cinema bine, sigur se uită mult și pe Netflix, deoarece cred dacă s-ar uita, pentru că ei nu fac promovări mari. Adică și al vostru și al și lui Codin cu investitorii n-a primit promovarea pe care o merita a unui film Original, că practic da, tu da. l-ai cumpărat doar la tine, îl vezi. Nu a fost în cinema, știi? Da, Pe atunci a da. zis și tu, frate, bă, îl vedeți. Și atunci, da, are sens. Dar altfel, un film cum a fost Miami, eu cred că merita mult mai mulți bani. Dar nu, mai, nu poți să spui asta la primul tău film, știi? Primul deal cu Netflix, bă, stai-mă puțin. Nu, frate, ia arată la toată lumea, să vadă oamenii că se poate și în România, să vină și la următoarele și aia a fost. Auzi, bă, dar tu de, de când joci? De când? Tu, tu, tu la bază ești actor? Nu, nu, din păcate nu. Nu știți da, povestea și lui Ionuț Rusu? Nu știu povestea păi, lui Ionuț Rusu. Păi vreau zic, Nu mai că e al nostru deci la podcast. Eu te -am, eu, eu, ce? Unde zici da, tu? Da, dar asta o să-și vadă să, tu să -ai și zis lumea. Nu, ce, cu ce sunt eu de nu, -a fapt? Nu, ai zis, -a zis că l-a văzut în alte podcast Ai zis în alte podcast-uri? în alte podcast o, despre ce? Ah, că-l și vede lumea, da. Am mai zis în podcast-uri din astea cu 600 de view-uri. Nu, am șofer. Am fost șofer eu. Nu că a fost șofer, bossule, tu nu știi că a fost șofer de tir. Serios? Nu pot nu, Dar am zis-o Am fost, fost pe blocuri nu, Da, da, da Am fost șofer nu, de tir bă, nu știu unde? De unde? În Italia <laughs> În Italia Germania. Am spus, pare, tare Foarte Aveai tare Aveai de la Da, aveam prosop cu femeie goală Serios? Tot, de ce? Da. Păi că să am și eu femeie goală în viață Pe în Aveai nu? numele tău acolo? Colegul? Nu, no, nu, aveam Leventa Că eram șofer de schimb Nu eram titular A ah. Eu în toate mie îmi place să fiu rezervă, știi? <laughs> 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 Da, da, da. Na, am făcut niște cursuri de astea de actorie, dar gratis. Adică n-am... Îți dai seama la ce nivel da, era. Da, a fost greu? Nu, îmi place să fac asta. Mi, pare, te... foarte... Man, nu, și mie îmi place. Bă, nu e greu, nu. Mi se pare cea mai... Adică, dacă îți place, e una din cele mai ușoare meserii. Chiar e... Serios? Da. Mie nu mi se pare. Păi se conduc singure, mă, nu se conduc singure acum. Eu, de exemplu, când am jucat A, în legații... zic actoria, frate. Actoria. Oh, eu eram aici o secundă, m-am uitat, v-ați dus deja la actorie. Mii de scuze. Ce Ce e mai grea chestia, posibil, <laughs> Stai, mă, un pic. Mie mi, -mi se pare... Ascultă-mă. Eu, în, <laughs> uh, în legații, dacă Iura nu-mi dădea voie să improvizez foarte mult și să fiu... Bă, cum, zici, cum ai zice tu replicile? Să le zic în felul meu și să improvizez multe le, le schimbam le așa, nu știu dacă îmi plăcea. Normal. E că mi se pare greu, bos, actorii, sure. actorii, actorii, au o meserie foarte grea. Bă, urcați-vă într-un tir. Nu, chiar, chiar e bun, E mult deci, mai simplu, mult, mult mai simplu. Decât să conduci un tir. Da, eu când am văzut că pot să fac bani pur și simplu învățând niște chestii de pe o hârtie și zicându-le, da, mă, Da, mă, dar e altfel de job. Da, altceva, noi sărim altceva. peste ceva. Actoria o ai sau nu o ai, asta este, eu cred, e părerea mea și am la fiecare proiect pe care îl fac o observ din ce în ce mai adevărată. Și în cazul lui Ionuț este născut cu talentul ăsta în el. De aia lui este ușor când se uită pe aia. A, și da. zice... deci a, mă rog, lui vine că după aia, dacă vrea să intre în ceva mai adânc, să facă un personaj de compoziție și așa, o să devină din ce în ce mai greu. Dar pe zona în care a jucat el până acum nu a fost test, nu i s-au testat limitele. Da, el a jucat și rolul ăsta, este un rol foarte, foarte haios, este liderul uh, liderul uh, clujenilor. Cel mai deștept. Cel no, mai deștept. Brain. De fapt, dar nu liderul e liderul e coșar, că el este cel deștept din gașca. De aia se spune brain. Că n-aveam mușchi. da, este pentru că restul e părul lung, nu știu ce, și el era în gen, bă, dar la Ionus trebuie să găsim mușchi. Și o să vedeți că mai e un twist, nu vreau să dau chiar totul în film despre personajul lui, la final e ceva funny, rău de tot cu ce face el dar dar l-a, făcut foarte bine și zona asta pe care este un de grea, de controlat accentul. De controlat... E bine, e mai ușor că eu și sunt de acolo. Dar nu e singura că... ce pe care îl faci, omule. Da. Tu imiți pe oricine dacă Da, vrei. asta e că eu te-am cunoscut la umor. Da, 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 Nu mai știu unde ne-am cunoscut personal, dar la cu... iumur umor. La filmarea cu... La filmarea aia, în casă, la Stoica, dacă ți minte, acolo ne-am cunoscut noi. Dacă da? țineți minte Știi, când erai tu un traficant, nu știu ce Șmecher Da, ah, cu alea două Cu alea două tipe, da cu Da, m-am făcut un Filimon sketch la un, un moment dat cu traficul Da, 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 mi-amintesc De eram mici, eram da, a mers bine, ani, mega bine, da. Acum vreo 5 ani. Cu Filimon și cu fata aia brunetă, Larisa, da, da, da. Da, o leu, gata, mă, tu la erai Pipera, aspetele. acolo la... La Pipera, în vila, vila aia. Cum o cheamă pe fata asta? Gestoica la Gabriela Săica, Gabriela, da. 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 Păi eu zic de Instagram, eu mereu după da. Instagram. Păi era și ea la petrecerea acum. Era, am am era ea, era, da da. 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 da, da, Am uitat, am uitat că era acasă ei. Da, bă. Nu, ce bine. Bun, deci acolo ne-am întâlnit un mesaj. Acolo, da, acolo ne-am întâlnit prima dată. Și după aia mai mergeam la Global. Adică atunci când era pe Floreasca, știi că era sediul ăla A, de unde stăteam, da. Da, mai pe terasă, se făceau și partiiuri, party-uri, mini party-uri. Da. Ne-am distrat, ne-am distrat. Și după aia la nu, la chis nu ne-am văzut că eu nu am prea, eu Adă am că interzis Nu că, la <laughs> <p> <laughs> că, că ne-am văzut. A, n-ai fost cu Ștefania, nu? N-ai venit. Că Ștefania a venit. Păi e e relații. Am mai sus. Ce <laughs> mai fani e că eu cu Spic urma să ne prietenim foarte tare după aia a intrat în relații. Asta mi-am amintesc. Mi-am amintesc că mi -am și zis, eram la loft odată și noi eram pe ieșit atunci. Hai să, hai da, să, noi am așa. avut o perioadă în care am a, eram... Am avut și cred că ar fi continuat, dar există, out. uite că vorbesc cu una, cu nu știu ce, Așa, și mi-a arătat simt. atunci, mi-a arătat-o pe Ștefania, normal, că o știam și eu că de pe Instagram și așa, și am zis, a, bine, rău, bine, rău, bine, rău, bine, rău și a rămas bine, rău, adică după da, aia nu -a mai da, da, și s-a mai... Dar asta cumva și blochează, eu fiind singur în perioada aia și... Nu, că la mine n-am probleme de asta. N-ai, dar stai din timp, una ai să mergi cu băieții care nu, păi nu, de asta eu, merg. nu a, da, ok, a, a, am e, înțeles. Adică da. gata, erai, te-ai dus frumos, ceea ce e perioada e frumoasă, te-ai te îndrăgostit, nu ce, ce, să mai ieși tu cu băieți la loft când trăiești da. treci partea cea mai frumoasă. A tu și cu ieși? Da, ies, da, am prietena. Știu că ai Dar nu ies, adică, cum adică, tu nu mai ieși deloc? la ne-am văzut la loft acum Pă la Da, păi acum aia. am ieșit. Rar, rar Singura dată. Da, da, tu exagerezi, adică în ideea asta. <cute> ok, mamă. Eu față de fata aia, nu știu. <cute> păi ce? da, vine cu mine, doar că nu o postez cum postez. Păi da, aia, da. Păi da, da, nu vreau Și nu-i dai tag, aia, asta stau, e o mare. Da, vrei tag. Las, 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 om, <cute> nu, 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 lasă să aștept. Eu mă așteptam așa când vedeam pozele. Nu, la un tag, nu. Să vedem, băi, nu, ce am stabilit de cu ea... Cu de e? Ce am stabilit cu da, da, Vezi românul, de-acui da, e? Da, da, tu cu ești. Da da nu, e, nu, de nu. De da, da. nu, am stabilit de la început că trebuie să dureze puțin până să se obișnuiască, ea fiind într-o zonă care nu are nicio treabă cu ce facem noi și așa, să, să înțeleagă ușor, ușor. de am luat-o foarte treptat cu postările, cu hai un TikTok, da hai așa, da așa, pentru că vreau să, să vadă ce înseamnă să fii atât de expus ca om, la, la genul ăsta de relații. Și să fii și tu sigur pe relații. Plus asta, plus asta. Eu așa, da. nu, eu așa plus am asta. pornit. Bă, stai, mă apuc acum cu oricine sună, mă apuc să... Hei, hei Da, nu, că e, până e ce... trebuie să fiu sigur că, bă, e, a, e, a, e. Da, Gen da. cumva, ok, nu, nu te gândești atunci, mamă, cu asta trebuie să fac copii, să mă căsătoresc, nu știu, dar măcar și băi, serioasă, cumva avem un drum împreună. Ca așa, da. îți dai seama că, na, eu zic după momentul ăla. Adică, să da. a, clar, ajungem în momentul ăla. Am avut discuții la început la modul că și-ar fi dorit și ea totuși să se înțeleagă ca am prietenă și asta pot să înțeleg. Adică chiar dacă nu ne postăm cu lugul, lugul că nu o suport pozele alea din prima cu... să lasă-mă, frate. Doar mâinile, știi? Da, și Nici am început cu niște de-astea, chiar cum ai spus tu. Am început cu niște, na, o palmă peste fum pe un story, ținut de mână Romantice, da. mi nu știu, o de asta ca fie. Da. Bă, are, are, să fie... și ce caz are. Are, are, mult, mai mult decât mine. Îmi place că... mult de el. Mult. Îmi place foarte P mult de tine. Păi cine a crezut în tine te... de la început? Eu nu te Cine? 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 Lucian. Lucian, da. Ah, ok. <laughs> no, ai nu, nu nu. No. Titi. Dar tu ai câștigat, ai Nu, 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 doamne ferește, ești nebun. Nu, a fost în am fost în, final, în finală, frate. A, nu, a în rupt. a rupt. a avut numărul din semifinală prea bun. Asta a fost problema lui. Ah, okay. A, rupt atât de tare în semifinală cu aia cu doamne... Cu rugăciunile, da. Ai, da, Hai da, da, da. Da, da, da. că e una care a rămas. Doamne... Păi, păi și ce spui? Ca ai ceva. Să-ți dea spune. Dumnezeu sănătate, doamne. A, da, zice, să-ți dea Dumnezeu sănătate, doamne. <laughs> era o chestie de Foarte da. care a rupt acolo, au râs toți și chelul și toți erau așa. Da, ăla era primul sezon? Al doilea, Era al doilea. al doilea sezon, da. Și după aia, în final, a fost mai, mai light puțin, din ce ține minte, nu? Păi și ce-ai căutat la Kiss FM, bă, frate? De exemplu. Păi tăiem asta sau? Nu. Are, uh, Dacă nu, nu inițial m-am dus pentru un salariu. Inițial. M-am dus, uh, am și o servici, că bunicul meu mereu asta zicea zic că, din că zona în gajat. care veneai tu... Eu i-am zis. Da, era, era inițial. nu vrea să recunoască, dar i-am zis. -am dar zis nu și început să-mi Ai i Oamenii te știu pentru față și că ești fan, ești bine rău știi da. și tu te duci pe voce? Da. Dar avea și el dreptate cumva că expunere mare, salariu... Păi ce expunere, bă, la Kiss FM? Real. Stai, păi, mă, oh, bă, tu chiar ai ceva cu nu, 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 mă rog, la radio. Care e expunerea de la radio? Că ți-au păi, -ți de cineva nu? Că ți-au gura, da. Păi și... Și salariu, expunerea pe card, știi, când într-o sumă... Bă, bă, și da, expunerea... Nu, asta pot înțelege. Nu, eram adeptul siguranței, adică îți dai seama că venind din Na, dintr-un orașel micuț și cu o mentalitate din asta, bă, angajat, n-ai vechime. Unii mi-au zis mereu, câte vechime ai? Zi, da, dar mi-au intrat un milion de Nu mi-au intrat, dar mă rog. Și dacă da. i-aș fi zis, mi-au intrat un milion de euro. Păi, da, și pensie. Da, 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 da. Nu, asta pot înțelege. Și. Dar după aia a început să-mi placă. Chiar am început să-mi placă. La început, sincer, mergeam cumva. Ai, mai fac niște bani, nu eram super. Da, da, da. da zi, zi, pe, mine, pe mine asta mă rupe. Poți să-mi dai ce vrei tu. Bă, dacă mă pui să fac zi de zi același lucru. Că e dimineață, că e nu contează. L-am dat tv obișnuit cu fusurar, da, dar it's... dacă să fac același lucru. Devine monotonie. Eu mor. Pe mine rutin. mai... Da. Că am, am mai sunat și pe mine. Ba de la emisiuni de astea zilnice, ba de la radio, ba de la... Și eu am zis, bă, dacă vrei, vin o lună, două, dar să fac asta, nu știu. 3-4 luni mor. Da, da. Eu da. mă omor acolo. 35 de milioane sunt 35 de milioane, până la urmă, știi? Și... <laughs> așa, da. Da, dar trezitul ăsta, nu știu cum ai trezitul ăsta. Dar ți-a rămas? Acum că nu mai ești la radio, te mai trezești fără? Da, ți-a rămas da, în... da, cam la 8 și ceva mă trezesc. A, ah, păi așa adică mă aveam eu. problema asta, asta că mă trezeam rău. în weekend, știi, la 5 și n-ai prieten, treci la 5, adică nu-i nimeni. Așa e și eu, am, până... Cred că acum vreo 2 luni, mă, eu tot așa, pe la 5-6. Și n-ai pe cine sună? Eu am vreo doi cu care vorbesc A, la ah, nebun de Și ne trimitem tot felul de Twitter-uri, chestii. În Corea. Nu, 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 vreo <laughs> Mă rog, nu, așa. Și ne, trimitem în chestii și așa, dar deja pe la 90 vezi că eu mi-am cam făcut treaba când se trezesc huhurezii. Știi? Și eu mi îmi place cel mai mult. Acum mă trezesc la 7 mm. jumate, 8, de exemplu. A, deci deja... Am, am, am cam, Golan. Da, la opt cred. Da, parazit. Aici taic mereu când dormeam mai mult. Nu și ce v-au dat afară sau o a explica voi? Nu, am am avut un Dar dacă vrei, nu putem. Eu trebuie așa. Zima de scandalul ăla cu aia din birou Scandalul cu aia din birou. Da, adevărul e. N-am lăsat o gravidă pe. Nu, nu, nu. el a plecat, dar a lăsat o gravidă pe una de la. Și atunci au zis Dați-i doar sau ceva? Nu. Nu neapărat. Adică, îmi plăcea chiar, îmi plăcea intră microbă asta în sânge, dar poate revin la un moment dat, mai spre bătrânețe, mai spre Uite, vezi mai și pre, vocea... spre 32 de ani. Păcat că nu avem căști, dacă aveam căști, era. Exact, da, 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 e. Pot podcast fără căști. De ce? Îmi place fără căști. A, e, da. e mișto compresia aia din căști, no, Te auzi în alt fel. E mai bine, da, fără căști. Când te auzi cum ai vocea în realitate, e dezastru. Păi zi un pic, da. și acum voi filmați la un film, mai, mai faci un film? Da, lucrez la următoarele trei, de fapt, cu Miami Beach inclus. Uh, următorul este o, o comedie romantică musical, ăsta de-l fac cu Nicole Cherie, Radu Mari și Bogdan de la Ploiești. Care se numește cum? Romina, Romina viața mea. Așa. Uh, așa, deci e acest musical la care lucrăm acum, uh -huh. uh, care e o comedie romantică super feel-good, super... Uh, Drăguță, o care sper să ieșim de Crăciun, dacă e gata. A, vă mișcați repede. Da, 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 da. e o poveste foarte drăguță, de... care atinge și această... acest debate al manelelor de acum. E bine, nu e bine e bin sunt sau nu oamenii? E bine? Păi asta, trebuie să vii să vezi filmul. Nu, nu, din, din perspectiva ta? Sau și -a ta. Din perspectiva mea sunt oameni. La noi noi aducem la nivelul de om, adică da. la, nu nu stăm în ce. Nu, nu pot să-mi dau o de muzică, aici nu mă pricep. Putem să o vorbim dacă vreți, poți să, să înțeleg, pot să, pot să argumentez cumva. Eu, nefiind un fan neapărat al muzic, adică, da. al muzicii, în general, nu, adică nu sunt fier pe muzică de dimineață până seara, sau nu. să ascult, nu sunt, nu sunt, manele nici măcar, dar sunt un fan al storytelling și al da, da, da. Uh, argumentării și al găsit un, o miză și așa. Și de-aia filmul m-a atras pentru că pune întrebarea asta și cumva răspunsul cum e la mine și la toate stereotipurile, și la toate politically correctness-urile și la toate astea de acum, sunt oameni buni și în partea aia, sunt oameni Astură răi și acolo. Da. Sunt oameni buni. Adică nu trebuie adus la nivel de, bă, ăla dacă e negru e așa, aia dacă e femeia e așa, ăla dacă ăla, ăla dacă asculte, nu știu ce. Da. sau dacă asculte, da. Mi-mi <sus> se pare că au are. intrat într-o într-o acceptare, acceptare hmm? așa, manelele. Adică nu mai e, nu mai sunt atât de S-au pierdut așa, din termenul ăla foarte e, și -au priorativ pierdut, Și de aia am și considerat că e un moment bun Pentru un film care atinge subiectul ăsta Și deschide discuția cumva Ea o să rămână Bă, dacă asculți aia ești prost Dacă asculți aia e deștept, deștept Dar filmul nostru aduce totul la nivelul omului Și a relației dintre oameni Și arată că bă, putem să fim diferiți În culoare, gândire, orientare sexuală Dar nu despre asta e vorba da, E vorba de bă. cum ești tu ca om Dacă ești un nesimțit Păi pot să fii, fii un nesimțit da. alb la și nu știu ce, da. da, da. Dacă ești așa, adică despre asta e vorba în, în filmul Romina. Și de ce asta zici că îl dai până de Crăciun? Dar asta tot așa clar, și toate astea? Da, nu, se lucrează tare, avem un regizor debutant foarte, foarte bun, s-a lucrat la scenariu, s-a lucrat un an de zile, adică suntem, sunt bine și sunt foarte plăcut surprins de cum joacă toți toți acești mai mult cântăreți decât... Actori. Da, mai ales la, la Bogdan, că eu nu-l cunoșteam pe Bogdan de la de decât de pe TikTok-uri și așa. Și am zis, mamă, vine asta, zici că e greu de controlat, de explicat, de... <sus> Cum ai lucrat și tu cu, cu Iura, la fel, e gen, bă, hai să-l aducem în zona lui. Dar e atât de muncitor, e atât de... Tot sunt, dar el e, e... are un haos foarte controlat. Un haos, vorbește non-stop are o energie din asta, de când îl, îl -au, cântând pe scări, auzi, de ia, îți dă două glume, De și aia, face și un TikTok, faci și aia, și așa, glume, cântă, ă, 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 duce în astea, bă, dar când și le canalizează, dă ceea ce trebuie. Pentru, în, încă o dată, cum au fost și cu Five Gang-urile, bă, erau filme asumate cu vlogger pentru copii. Nu zicea nimeni că noi facem acolo să vii, să te uiți, să spui, bă, să mor eu, dar... interiorizat-o, Gamio S, bă, Da, Gamio GAMI e... Nu și introspecție. Da, da, da. Eu mereu am zis, bă, filme pentru copii, calmați-vă, colorate, sunt cu muzica lor. Da, eu de asta nici și nu m-am uitat, de exemplu. Eu la tabăr ai ultimul, cred? Da. nu da, al doilea. Am dat play la insistențele lișoarecului. Bă, da. hai să dăm. zic, bă, nu, adică știu la ce de să mă aștept. Da, da, vreau să mă uit la un documentar, la altceva. Vezi că ei eu au plăcut. S-a uitat ea singur, până la urmă, ea pe tabletă, eu pe televizor, la altceva, și mi-a zis, bă, mie mi-a plăcut. Depinde și cu ce așteptări te uiți la ceva. Dar eu am zis mereu, bă, Five Gang e un film pentru copii, mai ambice pentru sată, noi, știi? Pentru toată și lumea, dacă da. e ca și cum te duce la Mac și comazi un Happy Meal, Happy Meal, și spui, bă, dar nu m-am săturat. Păi, tu era pentru, pentru copii, da, știi? Da, adică da. Asta, asta, am zis, de aia... De -aia, mă rog, nu mă mai întorc acum la muile luate pentru, pentru primele five gang-uri, da? <laughs> că muzica apoi are pe IMDB, nu știu ce. Bos, avea nota 1 cu două săptămâni înainte să fie lansat. Auzi. Pentru că ură, pentru că ăia. Deci mă iei cu nota de pe de Da, mă, dar nici te... nu contează asta mă, bă. Până la urmă, câte intrări au avut. Da, Cum da, se raportează da, da, lumea da, la asta da. și atât. Ești nebun. În schimb, la note bune, Copacul Dorinților, 8,3. Bă, ce tare filmul ăla, bă. 8,3. E cool. Bine, rău, da. L-ai văzut? Da, pe Netflix. dar. Da, l-ai văzut da, acum da, când am tot... Da, mă bucur că da, a, a fost... A fost pe e pe Netflix și s-a dus locul 1 la copii. M-a bucurat maxim. Ah, la copii, bă. Da, da. Dar eu. nu știu cum, că n a apărut Eu am în... cont de copil, știși? Da, eu nu înțelegeam. Era locul 1 la copii, unde mi se pare greu, că bă, a, a, părinții dau la copil la aia și uite -te de 10 ori da, la Da, și, aia, și de re poveste. regulile de a intra pe zona da. aia foarte stricte, da. Da, și a rupt, a, a ajuns locul la cum. m-am bucurat foarte tare. Mi-am dat seama că e un film la care la cinema e foarte greu să te mergi, că e un film cu o tentă... Le, bă, le vezi că pleci de acolo așa? Da. Deci se schimbă un pic... Uh... Și am știut că o să meargă mai bine pe Netflix, unde ți mai ușor acolo la tine acasă, bă, hai că... Practic toate încasările de acolo s-au dus către... Da, deci cu Dorințelor, pe cine n-am văzut, două puncte amintiri în copilări, este un film făcut pro bono de către echipa Vidra... În asociere cu Hospice Unde eu Aha. sunt ambasador Ambasă. de mulți ani Și am plecat la drumul ăsta A fost foarte greu Pentru că a venit pandemia în timpul înainte Că eu făcusem planul așa Bă, am rupt cu Miami, am rupt cu Five Gang E timpul să dau înapoi Să am dau ceva înapoi, știi? Fac tot filmul ăsta gratis, aduc Conving pe ăla, nu știu, Huțuleac, te rog, eu frumos Hai să-l facem, care e mega, super scriitor, și regizor Am făcut asta Gata să filmăm, bam, pandemie și am zis, vai de capul meu, păi stai, că nu mai putem să, eu nu mai pot să produc pe partea cealaltă, da, unde da. te bazezi pe un cash flow, bă, mai pune o mai vine Romina, vine mai am Bici 2. Și am stat 2 ani pe bară cu filmele și, da, era, făcut făcusem deja angajamentul că-l fac și am continuat cu el. Și Dai, a, a ieșit tare. și foarte, da, și foarte bine, este filmul cel mai cu de Poveste. Poveste, Povestea. Uh, povestea. Uh, povestea crezi în vreun film din, ah, nu, în ce film din asta de le ai făcut? Sau de le-ați făcut, ca acum Ana? Ai nu? făcut tu? Nu, păi nu, nu suntem parteneri, adică avem 50-50. <laughs> Așa. Uh, crezi că ar avea ar avea <laughs> să, să, eu tot îmi doresc foarte mult visez foarte mult la un produs românesc care să spargă internațional gen Casa de Papel gen Squid Games, și așa mai departe adică bă că real dacă te întreba cineva cu 2-3 ani bă, crezi că o să aibă succes sau nu, Cre, crezi tu personal că te vei uita la un film în coreană eu niciodată Niciodată. Niciodată. Un sunt și filme poloneze care au rupt. Da, eu pentru nu, că nu Netflix, e, Netflix are sediu mare în Polonia. General ha? 365, stii? 365, da, la ei, da, e, da e, din făcut, e polonez. Zi, zi tu, John, că nu, no, nu, no, no, zi tu. Tot... Care da. și film crezi că ar avea șanse? Da, clientul meu crede că are șanse. <laughs> Industria secundă asta nu mai dau <laughs> nicio declarație decât prin, voi, prin gura lui <laughs> Ionuț. Ia da, zi, Ionuț. Ca da, și purtătorul de cuvânt. Ca Da, eu cred. Da. Eu cred, dar dacă sunt făcute pe engleză. De nu ce? Știu, nu știu de ce, nu cred că rezonează planeta cu limba noastră. Nu, nu, nu. Eu iubesc da foarte mult Coreana, limba. bă! Da, îmi retrag, e... nu mai vorbesc e... pe lui e... Ionuț. Aș, aș, aș vrea Coreana, să cuvântul ce... înapoi. Nebun la cap. Nu știu, că are mai multe elemente, adică nu, nu are un element latin pur și simplu sau un element slav, e o combinație și atunci nu... Eu, eu tocmai asta zic, că eu cred că limba în care este făcut filmul, eu cred că nu mai contează. Netflix-ul... Că pui dublaje și astea? Da, sau, adică precedentele astea au spart această barieră. Eu în spaniol niciodată nu m-am uitat niciodată la nimic. Dar sună altfel spaniola totuși. O, și mai ai cunoscută suni, la nivel dar nu mondial. Pot să nu pot. Sau coreană. A fost, pentru mine a fost îngrozitor. Da, deci de pe lângă Casa de Papel și Squid Game a fost uh, filmul acela tot sud-corean care a câștigat uh, Oscar-ul Parasite. Da. Care la care regizorul a declarat pe scenă, când a luat Oscar, a zis, sper cu ocazia asta că putem și noi, ca planetă, să trecem peste bariera subtitrării. Da, ca asta da. e, practic. E o barieră la modul, stau să citesc, să și văd, să citesc și e, e da. adevărat, e o barieră pe care noi ne-am pus-o. Ne, noi noi ne-am obișnuit așa. Noi ca, popor. Glob, noi, ca, no, noi ca popor. Noi ca popor, da, pentru că am crescut, n-am crescut cu filme românești. Da. Cum au crescut alții în societatea lor, până și francezii și italieni au dublat, Păi la noi, dacă bași dublaj, e în lumea în stradă. Da, nu, nu dar și dar o... e și bine. Adică e bine. un avantaj că înveți o limbă, în primul rând. A fost foarte bine. A, așa am învățat engleză. Păi, știam italiană când eram copil și am mutat o toată. Știam de la Rai 1, Rete, da, da. Nu, Rete 4 era nemțesc. Italia 1, Rai 1, da. Rai 1, da. Italia 5 toți auzeam, na, da, și fotbalul, știi, când ne uitam din serie A, dădeau de aia A serie dar, ala, da, greu. Da, 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 da. dar, dar da, e, cred, ca să-ți răspund, cred că se poate. Noi, cumva, ca industrie cinematografică, am rupt în zona arthouse. pentru că avem influențele rusești, avem influențele cinematografiei, arthouse, și de-aia am, avem Mungiu, Puiu, toți ăștia care au rupt pe, în zona de festival pe art house. Și s-a creat cumva, cred că, un ciclu care zice, bă, noi ăștia suntem, noi nu avem comercial, pentru că tot ce am menționat până acum, poate în afară de Parasite, care e, e mai puțin art house, e cumva la mijloc, dar Squid Game și alea sunt comercial. Comerci da, 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 Cu scenarii matematice. Ca asta aș vrea să înțeleagă și oamenii, un scenariu e matematică. Da. Mai da. întâi creezi structură și după aia vine zeama care e cu, bă, personajul ăsta e așa, personajul, ăsta, dar în rest tot ce vedeți voi că se întâmplă, e gândit de către un scenarist extraordinar de bun, care știe exact când se întâmplă ce. Ce se întâmplă și, și gândit, de ce se da, întâmplă. Și e gândit da. comercial, gen personajul ăsta e un stereotip al moșului, nu știu, care, ăsta este săracul de acolo, ăsta, este e frumoșiica de acolo. Și așa funcționează. Așa aduci aduci momeală pentru publicul larg. Pentru publicul larg, da. Trebuie să ai din fiecare da. din fiecare stereotip, câte e un reprezentant. Din păcate pentru noi nivelul de production value, că așa se numește production Sim. value production value înseamnă în Miami am avut Ferrari am avut orașul, am avut uh, niște fete, ăla e production value tu ca om când plătești pentru ceva vrei să primești înapoi production value da. pentru ce am dat eu 25 de lei da. bă, bă, hai că mi-au arătat Miami hai am, că văzut am văzut o casă, am văzut-o așa un Ferrari, da, da, asta e la nivel de subconștient e și subconștient, dar la mulți oameni este și o, pentru că e plata noi suntem cumva învățați când plătim să obținem ceva înapoi, știi, care nu trebuie să fie neapărat râsul sau feel good dar are vreau Eu o de asta românu? zic că la nivel de, sub, de, subconștient că tot dacă dai două, 25 de lei și râzi, uite, la, cât e o intrare la un stand-up? Nu știu, cât se pune? E vreo 35, hai să mergem 35, pe 35. Da? Pune 35, ok, ce production value acolo? 35, real. Te duci să de râzi. Acord. De adică acolo. tu dacă, vii, bă, mă duc cu un scop, mă duc să plâng, bă, am plâns, da, bă, mi-a schimbat percepția, mă duc să râd, am dat bani, am râs, nici nu mai contează, nu cred că te gândești tu, bă, da, da, uite, la vreau film... să văd un Ferrari, vreau, bă, doare în și e, adică am râs, m-am simțit bine. De dar acolo. la cine mai ai niște așteptări? Ai, uite, cum sunt filmele de acțiune, este cel mai bun exemplu, unde nu, nici nu râzi, nici nu nimic, dar vrei să vezi, acțiune înseamnă production value înseamnă Tom Cruise care sare din nu știu da, ce da. care se urcă nu știu cum. Dacă ar fi acțiunea doar doi pumni și nu știu, ai tei simți păcălit Nu zic, nouă ne este mult mai grea munca pe comedie, pentru că trebuie să ții om un scaun fără mulți bani de production value. Pentru că dacă am avea banii ăia mari ca să faci o comedie adevărată, Păi am avea scenele mai scurte, mai multe, în mai multe locații, da, da. cu mai multe întâmplări. Mai mult dinamism. Dinamism. Uh, secvențele de bătaie sunt cele mai scumpe, pentru că durează zile întregi să filmezi o bătaie. Pentru ba. că ai acolo stand, coordinator, ai pum, nu ai, nu știu ce, Coreografia enorm. în sine. Și în noi știm stream... că... S-a întâmplat Zici. în filmul ăsta. Am, am avut, am avut. Am avut, am avut, și bătăi. Am avut Am avut multe bătaie și am avut și un tip care s-a ocupat de asta, se cade la un dat de pe sus, se rostogolește, nu știu ce. Dar și astea făcute pe, pe brânci greu, știi, au ieșit super bine, dar... Dacă aveam noi banii ăia de făcut cum ar trebui, nu, nu a, arătau altfel și de-aia noi ne chinuim foarte mult pentru production value, cum să-l obținem. Dar păi să dacă da, crezi să că industria noastră românească poate genera atât de mulți bani cât să susțină. Păi nu, de ce vreau să ajung, mare. că nimeni nu e zgârcit. Noi băgăm enorm în filme. Păi nu, nu, da, da, dar că... nu ai de unde să iei înapoi. Păi da, asta, asta zic problema. Pentru că dacă eu aș ști că vin oamenii pe un număr mai mare și te poți baza pe mai mult, am putea să punem mai mult, dar momentan ne bazăm pe scene cât putem noi la limită și în rest, dialog. Noi suntem foarte buni la dialog românii și da, da. apreciem dialogul. Cum și la sferbințiu, dialog. Da, da. Îi pune pe aia da, doi într-o... Îi pune aici da. la o masă și te ține scena aia pentru că e dialogul atât de bine scris și atât de bine jucat. Și pe asta marjăm și noi în filmele pe care le-am făcut până acum. De-aia multe filme sunt cu vreo... Fiecare scenă are vreo 15-20 câteodată și mai mult secunde lăsate care ar trebui să fie tăiate la montaj de mult. Poate și în filmul vostru, unde da. am văzut, poate și în Miami, sunt multe momente unde... Bă, ai gata, au zis, au zis scena, dar ei lăsa să mai improvizeze încă 5. Are se adună până la final. Se finalul adună filmul, și mai câștigi 10 minute. Și n-ai nevoie de ele. N-ai da, nevoie da. de ele realist dacă vrei filmul să fie compact, compact și să-ți și să ții cei mai bun din filmul ăla. Dar noi nu avem de ales. Pentru că alea 10 minute care se adună la finalul filmului înseamnă vreo 20.000 de euro. Da. dacă da. e să le pui ca zile de filmare. Da, da, Știi? Da. Deci răspunsul e că mai durează din cauza acestei probleme cu, cu production value. Pentru că trebuie să scrii ceva... Nu că monstru, trebuie să fie atât de... Trebuie să pleci dintr-o cămăruță cu doi, adică știi? Sau să -o oblige statul oamenii să vină la... Știi cum era înainte? Cu statul, că... Obligă statul oamenii să facă 2 milioane de intre. Asta e alt subiect pentru de ore întregi de cum au plecat de aici și Django Unchained a plecat de aici, au filmat un sezon și au plecat. Wednesday Adams a plecat în mijlocul sezonului. În mijlocul sezonului. În mijlocul sezonului, ăștia care, ăștia, cine, Tim doamne? Burton, Burton filma Wednesday în, aici, la noi, da, în da, la, la buftea, la Și la jumate a zis, nu se poate ce se întâmplă pe aici, la revedere. Ei au plecat în Ungaria, Jenga au plecat în Bulgaria. Și noi stăm aici cu mâinile. Serios? Da. Din cauza taxilor sau la ceva sau la ce? În primul rând este acel tax rebate pentru care și noi ne-am luat cu primul muie că vai că faceți bani și noi bai morții noștri și uh, care se, a, se aprobă, dar nu se dau banii. Și ăia gândește, "Bă, noi luăm și noi 100.000 de euro la un buget de 300 de 50 pe un film care a generat taxe de 400.000 de euro, by the way. România fel cu plăcere că v-am dat uh, că ei se plâng că, ah, păi, să, să ai puțin filmul fă, Five Gang a bani de la noi, de la stat. Păi nu are un sens, omule, că dacă dai la ăștia e un film comercial, vin se plătesc da. taxele și vin înapoi la stat. 400.000 de euro noi am plătit în taxe aproximativ acum pentru în urma filmului Faving. Taxe din cinema, taxele oamenilor, taxe. Da, da. 400.000 de euro s-au întors înapoi la stat. deci are sens cumva. Da, da, aia, știi? Da. Bani pe care noi nu i-am luat, iau o Deci noi suntem fix ca alea și da, și da, da. și cu banii luați, știi? Uh, dar noi 100.000 de, de euro treacă meargă, dar sunt filme cu milioane, aprobate, mă, cu milioane. milioane. bugete. Tu îți dai seama, tu ți planifici că băi, mergem în România, filmăm că uite, primim... Cât de costă? 5 milioane toate scenele de acolo, gata. 5 milioane, deci dai seama că sunt niște băieți foarte supărați acum undeva? <laughs> A, da, Și, și sunt ăla de Asset cu Michael Keaton s-a filmat A, la noi. Și încă o dată, bă, la al nostru s-au dus oamenii, frate, s-au întors banii. Cine s-a dus vadă de Asset cu Michael Keaton și Samuel Jackson, B.C. Movie, înțelegi? Da, da. Adică, numai, dar nu intrăm în ce mâine am luat noi, intrăm în problema asta de acum, că vin ăștia și pleacă pentru că nu se întâmplă. Plus, la nivel de case de producție, se fură foarte mult din prima. Mulți pleacă de suporare. Cum s-a plecat și de pe vremuri, când veneau cu Night Rider, doamne, ăla cu Nicolas Cage. E cu Nicolas Cage, Ghost, Ghost Rider. Ghost Rider, da. Știu, știu. Și ăla Sfânași. tot așa, pe ăla l-am cunoscut pe regizor în lei că s-a combinat cu o româncă știu. de aici. Și a, cred că am și ieșit, da. da. Și ne zicea și la pf, unde mă, că nu ne dădea, venea cu, a venit cu o daie de apă așa imensă, să dăm așa la apă, nu ne-a dat niște sticle să avem, a zis, bă, te fură și eu încerc să le zic la ăștia, bă, da, da. nu furați mă la sezonul 1, făceți-l pe primul să iasă bine, să fie mulțumiți. Da. Furați și voi de la sezonul 2-3 da. încolo. Adică nu, da. nu furați. furați cu cap. Da, da. Furați să zic că ea la final, bă, au furat, dar au și făcut, știi? Că Stilul românesc. E Pată, măcar atâta. Nu mai, nu mai vreau corectitudine aia, dar lăsați-i pe ăștia că fug. Mai vine unul mare și o ea pleacă, iar 2-3 ani secetă. Nu mai da, vine nimeni. Că se vorbește, da, ai seama. Bă, cum da, fost, mă? normal, că cum dacă ies tare, tare, da. Dacă, dacă e ceva rău, nu călcați nu. că e, în loc, au, e gros. Au, au luat ăia, au luat seturile, construi să răseturi, băgați să răzi, dai seama că setul la Wednesday, care e din familia Adams, da. dai seama că a costat ceva să-l faci, să arate Fai. bombă. Au plecat, au zis, las, nu, nu, nici rebate, nici aia, lasă-ne, ce dracu, știi? De-aia, de, -aia, de, -aia, de, -aia, de -aia, tu mă întreb dacă o să rupem cu ceva, mai durează. Dar planul, planul nostru este ăsta, bă, cât un pas mic la fiecare film. Și de-aia știm building, e mai bun decât ultimul, pentru că... Nu, știu, ai învățat niște și lucruri, da. Și ai următorul niște și, lucruri, da, și, următorul. Da. și la un moment dat sper eu că o să avem o industrie destul de puternică și pentru că a, o să păi scoatem da, da, ca și afară. Da, asta zic, ca să scoți, ca să poți evolua, să poți face banii corecți, cum ar veni, ca să poți, știi, să dai, să dai mai mult înapoi și așa, da. trebuie să ieși afară. Că industria de la Am... noi nu cred că generează atât de mult cât să-ți acoperi. Mm. Adică nu, zi -mi un blockbuster de ăsta foarte mare, câte intrări face Un, nu știu, Aquaman, Fast and Furious, Sute din de astea. Mi, nu? nu cred că a făcut un Sute milion. de mi, nu. Avatar -a, nu, a făcut un milion? Nu, nu mai, nu, chiar n-am -am, -am cifrele lui Avatar. Uh, știu că într-un an înainte de noi a făcut Aquaman parcă a făcut uh, 600-700.000 de și voi ați făcut 550 da, 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 cu tot cu pandemie sau nu par... Deci noi știu că suntem, suntem în niște topuri, suntem clar în niște topuri de după Revoluție, top 10-uri, dar au mai fost unele. E bine în top 10, adică de după Revoluție, toate Cum blockbuster Cred că ne-a luat doar Aquaman, Joker, uh, ceva Marvel, uh, poate Avenger sau ceva și cam atât. Nu, nu ne-au luat foarte mult, dar suntem în top 10 la bun. Păi vezi, adică, ok, deci picul de vânzări e undeva la 700 de mizi. Păi dar poate și din cauza faptului că nu sunt cinematografe peste tot. Ei Adică dacă aveam fiecare oraș, fiecare... A, mă, cred că fiecare oraș are... N-are, nu, doar -o reședințe de județ da, și, nu, câteva... Nu, s A, ok, de cinemauri doar. Ma. dacă așa, aveam... e De săli, atenție, de săli. Da, se lucrează și se dezvoltă mm. pe zona de, de ori. se mai investește, că oamenii totuși, na, aparent, vor să meargă. Dar acum noi ne-am luat-o rău de tot. Că eu plecasem, mi dai seama cu aplomb, eu de-abia să fac film, Era visul meu de copil și a venit pandemia asta cu mare șut în știi, da. adică gen, pa, ole, ce plecasem, că astea sunt ideile pe care le fac acum, sunt idei care trebuie să se De întâmple mult. imediat după, după Miami. Dar da, frână și acum da, ne bătem cu toate astea, dar multe dintre ideile pe care le am acum sunt ca măcar un film pe an să aibă potențial internațional. Nu știm, dar potențialul și este. Eu cred că asta cu Copacul cu Dorințelor, eu cred că ar avea... E, potențial internațional. E foarte bună po povestea bună, foarte e Genial. genial, po da. da. E și multă lume a zis din domeniu, zicea că povestea Ca e și exact... povestea ca ăla turcesc, miracolul din celula are, are, adică pe undeva, dar nu știu dacă nu văd acolo îl... foarte mult production value. Dar povestea, povestea și povestea... cum joacă băieții e extraordinar, băiatul. Da. mai nu mai cont. Bă, m-am uitat la un film în turcă. No. Bine, tu și câteva sute de mii de gospodine din România. Probabil, da, canale. dar mi au plăcut filmul de inițiat asta. Da, la copacul pe zona de scris a fost foarte challenging că era deja scris de către un băiat care a vrut să facem filmul, dar era, era mult, mult, mai dur decât l-ați văzut voi. Adică era ceva, era ceva care i-a zis, bă, eu nu pot să fac filmul ăsta pentru că după 10-15 minute eu îmi doresc să văd cum îi se sfârșește viața copilului eluia pentru că eu nu vreau, nu vreau să mai sufere. Nu avea niciun redemption, nu avea, nu avea zona pe care am adus-o cu humuleștiu, asta okay. puternică da. gen Bă, hai mă, să facem fantezie E primul film de fantezie din România, știi? Hai să-i vedem pe ăștia cum se prin primul mulești. E o carte pe care am citit o toți. E ar fi tare. Da, Cred da, că da. și noi când eram mici ne imaginam și team cum, cum să fi fost cu Nică pe acolo, să furăm da, da, și da, 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 da. să știi? Da. Și, uh, și am adăugat foarte mult personajul Micuțu. L-am adăugat cu tot așa. Bă, alta e când e unul de ăsta mai cum l-a făcut el așa de compoziție foarte tare. Și l-am presărat cu foarte multă speranță. Asta a fost ideea. Am zis, bă, dacă tu începi, că e o, o regulă a scenariului, dacă tu începi rău și mai rău, e și mai rău, e și mai rău. Și nu mai zis, are speranță, da. Dar speranța era mereu, bă, dar uite că își trăiește amintirile în copilărie, bă, dar îi i s-a înrăutățit boala, bă, dar nu știu, bă, nu știu cum. Da, că poate și reveni, totuși. Oricum, a fost, a fost cea mai grea filmare pe zona emoțională din viața mea, adică la celelalte, la Miami și la alea, era greu fizic, că trăgeam Putem, la filmul ăla, da? noi și producând, noi și scriind, noi și, n aveai pauze, știi, și trăgeai, le luai pe toate, nu păi să se ocupe departamentul de, de unde, că noi eram ah, departamentul. Stai, de... stai, stai, am idei, nu o idee, să nu-mi pierd. Care e diferența între echipa tehnică de aici cu aia din, din uh, Miami? Sunt mult mai buni cei de aici, pentru că la prețurile la care am avut noi acces la oameni, Uh, nu ne-am dus la cei mai profi că e Acolo. ceva grav da, ceva grav de tot ăștia noștri sunt și sunt mult mai mult mai dornici românii să muncească să mai stea să se urce nu, în America dacă te duci la ăia cei mai scumpi de prin Los Angeles trebuie să semnez nu știu câte dalea sindicatul spune că n-am voie să mă urc. Aici noi suntem mai pe, hai bă, frate, te rog eu, mai avem nevoie de cadru ăsta, uite, nu iese filmul dacă nu o văd pe fetița asta cum plânge aici și trebuie să pun da. lumina aia. Da mă, hai bro, hai că facem, hai că știi? Și în felul ăsta îți crește. Nu, dar zic ca, ca că l-am dat în zicea, Codin, da. că eu din Miami l-am dat, nu știau să facă sunetul, nu știau, era chiar au fost o... Păi da, pentru că n-am avut bani de băieții aia grei și pentru că în Miami nu e o industrie puternică. <coughs> în Miami există telemondo, adică se fac telenovelele lor. Așa. Deși aia nu sunt băieții și fetele cei mai iscusiți. Sunt, cumva, au făcut și eu o școală acolo și știu... Mea, 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 mea. mea. Aia bunii rău sunt în elei. Ah, și să aduci unde de -acolo. e industria și trebuie să-i aduci Mă rog, mai sunt câteva orașe cheie Gen Atlanta, unde e uh, E tipul ăla negru Care e foarte bun pe producție A făcut toate serialele alea cu Medea cu, Îmi scapă foarte tare numele lui Dar are studioul lui acolo și face multe producții de foarte multe se, se filmează în Atlanta Pentru că au tax rebate 40% la Deci sunt state care aplică asta Bă, voi veniți cu munca aia aduceți, filmați aici, că un film înseamnă 2 ani de construit sets. Joburi. Joburi peste joburi. Și eu zic, dacă voi munciți în Atlanta și vă faceți și ăla și-a construit studio, gen cum la noi Buftea a făcut... Păi, gata Tyler Perry, Tyler Perry. știi? Și uh, mai sunt niște de astea, dar tot așa trebuie să-i aduci, trebuie să-i cazezi, trebuie să-i ții, vin, arfe, că știi cum e o echipă de asta, degeaba l-ai pe unul care e mai așa, dacă... Ceilalți. Și nu poți, trebuie să, trebuie să găsești o sinergie în gașca de echipă. Nu poți să ai pe unul care, da, stai, eu nu mă ridic. Mai avem probleme cu mâncarea, din când în când se mai întâmplă. Bă, n-a venit mâncarea bună azi, nu e ce, eu nu mă ridic, eu nu fac. Ați avut probleme la voi, la team building din astea, de mâncare, de organizare, de v-ați certat între voi, v-ați bătut, v-ați... Da, a fost Su o Stai da? că sunt toți pretențioși, da. a, El glumește, eu, nu vorbe, eu vorbesc foarte serios. Ce? A fost oribil, ce? a fost greu de tot. Cu ce? Cu mâncare? a, mâncarea? Nu, cu cu organizare. Nu, e mâncarea? organizare. Okay. Nu, mâncarea a fost ok. Nu, a fost oribil de... pentru că ne-am luat un proiect prea mare de dus. Și a trebuit să ne adaptăm și să facem și să ne certăm și să a fost ceva greu de tot. Păi asta trebuie să zici și de partea asta. Da, nu, no, doamne, și adică... fiecare bă... film e greu de făcut. Păi în Miami ne prindea furtuna, ne lua pe sus, naiba, adică... Ce vorbim? Oamenii văd produsul la final. Păi da, dar e, e mișto să povestești și lucrurile din spate e, care nu se văd. Mă, care nu le pasă, pas, Eu m-aș duce ai, la fiecare zi. cineva și m-aș pune în față înainte să înceapă filmul să zic, bun, fiți atenți, la scena aia 30, <lip> da? a venit tornada, n-am putut <lip> da, să... -i da, 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 exact, exact. Aici ne-am certat, eram supărat, aflasem că la Timbiling, mai că mi-a făcut infarct în timp ce filmam team building. Aici, Vezi că asta e, mare asta, asta Nu, nu știam nicio serios? Da, ăsta e mare. Până păi nimeni, Păi n-am vrut să știe nimeni că nu descentrezi dita mai echipa pe chestia asta. Și Doi. aveam de regizat și jucat. Asta a fost cea mai grea chestie pentru mine la filmul ăsta că am regizat și, am și eram și în fiecare scenă, pentru că personajul meu e ăla care, haideți, gai, să facem. Nu este cel mai funny, pentru că e ca într-un film ăsta de comedie, live ăla din mijloc, care sunt eu, the straight guy. Omul poporului, omul, da. omul poporului, la modul omul publicului, care mă vede și mă vede este cel mai normal la cap. A, așa. Dar în rez nebunii. Da, din adi, Nicolae, Micuțu, John, da. aici a dus departe, rău pe comediești. Dar asta înseamnă că eu trebuie să fiu mereu, în fiecare scenă, să încasez, să-mi iau, da. să fiu supărat pe ei, să-i cert, să nu știu ce. Și când trebuie să te și gândești la regie, unde vin camerele, unde. Nu știu, is, deci, da. mori de râs că mă uitam cu Micuțul la niște cadre și se vede cum stau în fundal așa și, și mă uit, mă uit după camere, știi? Că n-aveam o replică și mă uit, bă, dar asta cum o luăm, așa cum așa. o facem? asta și, și eu, când mie, mie mereu da. Când vorbesc, mă uit, mamă, ai lumina ca Da, de nu, mie. au fost multe, ne-am certat și între noi, asta ne-a și ajutat, că eu cu Micuțu avem clash în, în film, știi? Aha. Începe și ne-a ajutat cumva să ne și uităm urât unul la altul. Met. Că, era, că e oboseală, e presiune, sunt orgolii, asta e o chestie pe care am învățat-o la fiecare film, orgolii Asta adică, e foarte greu de controlat o o echipă de actori, să zic, de da. trei oameni. Bă, da. că fiecare cu personalitatea au lui, fost, cu iposele lui, cu, na, ca au fiecare. Fost. Na. Au fost câteva seri care nu știu, bă, și mă uitam la film și nu înțelegeam cum s-a legat. Deci, ce efectiv am și mă uitam și se legat atât de frumos și am, boi, eu nu știu cum cu vorba ta, 30. Unii vin din teatru cu... Cu foarte, altfel de jucat. Da, Unii vin... Și nu numai nu că joacă altfel, că de calibrat s-a calibrat foarte bine actoria în, 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 în film și a lucrat și Cosmin a lucrat foarte bine cu ei în, în paralel. Pentru că noi a trebuit să dezvoltăm un sistem în care eu regizam tot pe cameră, cum se editează, camera aia, loma aia, asta o edităm așa, nu știu ce. Cosmin îi lua a lucra cu ei pe actorie. Le vorbea așa, că atunci când veneau la cadru, ca să avem timp, să fie gata, să nu mai stau zmoi să zic da, bun, hai da, acum să lucrăm și la cum ajungi să fie scena fanii. Nu, da. erau băieți erau și fetele, erau foarte gata. De asta a ajutat mult că au fost oameni cu experiență, cu haz, cu zeamă, cu tot ce trebuie. Deci, din, de pe de 30 septembrie, filmul îl găsiți în cinema team building se numește și uh, o să fii și pe Netflix și pe astea? Pe nu știu am putut pe file <laughs> <playlist. laughs> hmm? Nu e niciun deal făcut uh, momentan cu nicio, nicio, platformă din asta de, de streaming. Și cât, de obicei multe. cât stă în cinema filmul? Cât de bun e. ah, ok. ah, în funcție de cât vrea cinema. Da, oricum. da, nu, nu, greu trece de două luni, adică cam greu. Da, ah. gen top, top, Gun a stat, da, a și rupt. A rupt. A rupt top Gun, da. Și sunteți invitat să mergeți la cinema, dacă nu? Da. ceva oamenilor de în Ce închiere. să vă spunem? Deci în primul an, e încheiere, eu da, mă încălzisem, unde se în și... de... Tu știi cât, câți oameni. O oră jumate. Bombă, bombă, bombă Nu, romă. nici nu vreau să-i plictisim. Nu. Am înțeles. Bă, dar l-aș mai întreba ceva pe John. O că... văd, eu o să comentez. Bă, dar să zică ceva și eu frate. Nu, deci Ionuț este un tip foarte simțit, foarte... nu, la locul lui și pe mine la filmare. dar o avut el ați văzut că de fiecare dată când o deschis gura, o dată așa, o cu o sens. O sens. adică n-a vorbit mult. Dar n-ai ceva de la filmare să ne zici? Ceva că sigur sunt povești pe care eu nu acum nu le, nu le pot... Băi, da, la filmare am mers prima dată în viața mea la sală. Și prima oară în viața mea, atunci la hotel, m-au dat afară din sală. Adică prima dată m-au descurajat să fac sală. De ce? Că noi, deci personajele noastre erau, trebuia să fim mai, să arătăm mai bine, știi? Și am zis, bă, acum e momentul. A zis John în timpul filmului. Am zis Mi Mi-a zis coteț, înainte cu trei luni, bă, du a și la sală. Da, și am asta am mai, mai gras. Acolo. Da, 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 Am mai gras. Și m-am dus și eu, ăștia au mers în fiecare zi din săptămâna aia și m-am dus și eu într-o zi, la în a zi. Și în a, 5 a zi, ei mergeau pe șestache, când nu aveau voie la hotel acolo, trebuia să plătească. Aha. Și fix în a 5 a zi, când m-am dus și eu, ne-au prins și m-au luat pe mine, ca și cum eu eram la... cu șosoiul. Tu i-ai luat, mă, pe de la sală? Zic, băi... și toți erau perfecți, adică lucrați așa și eu eram cu burdeca Deci tu n-ai fost niciodată în viața ta la sală? Am, da, am fost așa, dar doar na, la povești n-am fost să, să trag de fiare. Asta și atunci aici chiar aici am tras. Mi se pare fanii că tu ai venit... Și a avut probleme, Alexandra, mă sunați Alexandra, băi, tu ai dus la sală pe ea. Și Alexandra. Ah, okay. da. da. Tu i-ai da, dus la da, sală da. pe băi, eu, pe bune, ei m-au dus, că ei au tras de mine să mă duc la sală. Și de atunci ne-au mai lăsat să mergem la sală, în minte. <laughs> și, a, și a fost și a, amenda, a fost nu știu ce, adică a, știu okay. că era luat în calcul ceva. Da, n-au ajuns chiar toate. Cred că mai ziceau și băieți, bă, lăsați-l pe ăsta în pace. Nu au ajuns toate la mine, dar... Știu că a fost o problemă, dar mi se pare foarte funny că ai zis tu, în alea două săptămâni cât filmam, băi, să mă duc, mă, mă pregătesc, că mâine am filmare. Dar chiar că, se schimbă, se știi? Și credeai tu că... ai intrat la cadru după o oră, după o oră, după sală, n -n știi? Și am zis să fiu nimic. Stai, cum e și Hugh Jackman, știi că ăsta făcea pentru Wolverine, făcea în... Pauze ca să rămână pompat. Să rămână pompat, se... da. Așa și ajunge Și am făcut și eu. era de, acolo, era și la recepție și începuse să mă displacă fata de la sală. Și mi-a într-o zi, vezi că e, e, ursul lângă mașina ta, nu te duci să o muți? Nu cred. Da. A, da, noi chiar aveam urși mulți. A, ah, da, și mi-a zis, vezi că e lângă mașină, du-te muto. Ziceam, cu ursul lângă ea du-te muto să nu... A fost Băi, ești nebună, cum trebuie să mă duc? Du-te muto, poate. A, ah, ok. Deci noi ne trezeam cu petardele date de către cei de, de... La hotel ca să, fu, să fugă urși, urși, da. să, fugă urși, de pe acolo. La unde ați filmat? La, în, padina, zi, în Padina. Padina, da. Deci cum mergi spre Brașov? Faci stânga la un moment dat în Sinaia. Faci înainte stânga. de predeal, nu? nu no, Mult a, înainte, în Sinaia. Sinaia în Sinaia faci ah, la okay. stânga. Știi că ai un sens giratoriu da. în Sinaia. Da. da, da. Ca să o iei și în stânga și mulți mai ori jur, jumătate de oră. E puțin mai așa. Ca să fii mai în... În inima muncelui, știi? Munci, da, și noi am filmat de tot munci. pe munci. Da, a fost, a fost, de asta cu urși era groasă, ne arta niște urși băi, eu nu știam că avem urși atât de mare în România, adică ăștia de-i văd că îi filmează așa pe autostradă, probabil sunt mai flămânzi și de-aia și coboară. Da, da nu, ăștia erau făcuți niște... la sală, adică erau... Nu, mă, dar vezi că în România e una dintre cele mai, adică avem, cred că cea mai mare populație de urși de, de urși, bruni, da. Bruni. Da, noi am intrat în discuții pe acolo cu vânători, cu aia ne-am zis că e groasă, că s-a dat lege să nu-i mai omori. Pe lângă da. asta, ei pentru că mănâncă prostii, li s-a dereglat uh, hormonal și acum în loc de un pui fac 2-3 Băi, e, da, e ceva e și asta o poveste. Acum nu mă luați, așa mi-a zis un pe acolo poate, după aia s-a dus și păi, am zis ăla, Deci nu, da. fă fără gemeni, da. nu vezi familie de urși fără gemeni. Așa a zis, bă, că au, crescut, n-ai voie să-i împuști și n-ai ce să faci, dar nu, primeam constant și aveam și noi, că mai mergeam pe jos și am zis, bă, nu vă aventurați că e groasă. Da, i-am văzut e. noi, ne era acolo la Padina, era un rest, restaurant, doamne, era acolo o, o chestie, da, aia, da, și într-o seară, prima sau a doua, vine și spune, a venit ursul, a venit ursul, dacă vreți să-l vedeți, și îi spui, stai bre, cum înseamnă, adică unde să-l văd, și, și a zis, păi, nu, că vine aici în spate și sunteți în siguranță, și într-adevăr, dacă ieșea, îl vedeai mâncând dintr-o roabă toate resturile de mâncare, le mânca, știi? Și ai zis, mă, am un copoțună de aia mare, așa, am mâncat și pe aia pleca el în sus pe acolo. Și am zis, tare, bă, dar ce coincidență. A doua seară, mai erau și alți oameni, venea iarăși femeia. Ursul a venit iar, dacă vine scris să-l vedeți. Zis, bă, a, e marketing. Asta atrăgea cu ursul, îi dădea de mâncare în fiecare seară și venea acolo. Și a zis, bă, până s-o supăra ăsta. Și... Până ți a, -a aia deci da, de da, 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 da. Deci asta e cursul. Cu dar ca să concluzionăm pe, ai zis ce să le spunem la oameni. Da. Păi pentru cei care l-au văzut, mulțumim mult că a fost. Pentru cei care poate au fost convinși de către podcast unde îi mulțumim, nu spui că ne a invitat. Da. Vă, vă rugăm să mergeți, să susțineți, nu neapărat pe noi, cât... Spune, da, mi se pare și, că azi am vorbit mult despre industrie. Și taxele, la stat că dați taxe și, și se să fac lucruri la... în țară, ați văzut că da, se fac multe lucruri. În, adică, prin prisma tax. acestui film... Eu, noi o să muncim în continuare, cercăm să le facem din ce în ce mai bune, mai funny, mai deosebite. până la urmă, cu Eu cu chiar mai... îmi doresc să existe, să se dezvolte această industrie de film la noi. Mm -hmm. Păi deja Mulți se dezvoltă, sunt multe, adică s-au mai făcut și comedii, vedem, au început vedem să se producă. Este, da, s-au făcut, să vedem ce mai este, să vedem ce mai este, dar noi ne facem treaba cum am învățat și vă, vă invităm la film team building din, de acum. De, de acum. acum trei zile. De acum trei zile, de da. De acum trei zile. Bine, gata. Mulțumim.